Dragi oameni buni, pe lângă faptul că astăzi ne uităm la Emilian Crețu, dezamăgirile lui și supărările cu Maia Sandu, că am înțeles că e supărat reciproc, pe lângă asta ne mai uităm și la dezbatere, o analizăm, o comentăm împreună. O bumbonică de stream o să fie. Dați-i cu un subscribe, vă rog frumos, cu un like, un coment ca să ridicăm algoritmul și vă așteptăm pe Twitch, unde acasă am fost peste 1000. Gata, vă pup! Hey guys! Salut guys! Ce faceți guys? Bună seara! Bună seara tuturor celor de pe cuptor! Salut, stimați cantacețeni! Sunteți niște șacali! Niște șacali! Atâta v-a trebuit! Să auziți un cantacețeni și gata! Hai să trecem la treburi serioase! În primul rând, la ce vreau să ne uităm astăzi? Vreau să ne uităm întâi, până la dezbatere, vreau să ne uităm la Emilian Crețu. Emilian Crețu este un influencer din Republica Moldova. Și-a făcut un video în care, așa, e cu titlu Pe cine urmează să votez în turul al doilea al alegerilor. Și da, am vrut să ne uităm împreună, eu m-am uitat și separat, m-am uitat și la dezbatere separat, pentru că nu puteam să am răbdare până vin cu voi, că na, dezbaterea, încă la Emilian putem să mă abțin. Dar eram și cu el la teatru, am avut spectacol împreună și el ne-a spus despre faptul că a postat și atunci chiar eram curios să mă uit. Așa că hai să ne uităm întâi la Emilian și să mai vedem, să-l mai discutăm, să-l mai bârfim. Ba, și el a spus că na, hai să vorbești pe stream. Așa că dacă ne-a dat Emilian material, de ce să nu ne folosim de el? Salutare! Salutare! Dragi prieteni, salutare, comunitate și oameni care abia așteptați să vă zic verdictul meu, dacă pot să zic așa. Asta ne-a plăcut că e. Măi, și nu, m-am uitat pe urmă la el în stories. Într-adevăr, îi scrie lumea, mulțumim Emilian, acum într-adevăr, ia ca tu ne-ai convins să votăm Maia Sandu, să nu știu ce. Da, eu știu despre influența lui Emilian, adică eu am văzut-o la Vreau la Țară, când a făcut omul 3 stories și s-a umplut ograda de la Vărate cu oameni care au venit la Tusov. Că știu despre influența lui Emilian. Și totuși aceasta, sunt oameni care într-adevăr îl așteaptă pe Emilian. Spune Emilian Crețu cu cine votează cu oamenii, spui, și facem cu cine votăm? Încă nu votăm, dar ce? Că Emilian n-o dăznică. Despre turul 2 și pe cine voi susține eu mai departe. Asta pe mine mă face să mă simt un om, nu că important, dar un om care vocea lui este răsunătoare pentru oamenii pe care am reușit de-a lungul anilor să-i atrag de partea mea. Însă... Emilian e un om important. Vocea lui Emilian e importantă. Oricât de mult am încercat noi să fentăm discuția asta, nu, vocea lui Emilian e importantă. În sensul că sunt un om care tot timpul am promovat tot ce înseamnă dragostea de țară, dragostea de sat, dragostea de mamă, de familie și cred eu că mi-a reușit. Și acest video îl fac în mod special pentru miile de mesaje pe care le-am primit de la voi și care pe mine personal mă onorează și mă fac să cred că... Da, chiar cred că, adică eu mă uit la mine în perioada asta, sunt, băi, nu mai reușesc de acum să deschid mesajele, înainte mai reușeam să le mai deschid, bun, tot, poate nu pe toate, dar acum sunt extrem de mult și nu mai pot, îmi închipui că la Emilian Crețu e de 100 de ori mai mult decât la mine. Plus pe fonul la faptul că o făcut în mesajul și ăla unde nu o zis pe cine susține, că era Busati, că era Maia Sandu, că era Stoianoglu, nu o zis pe cine susține în primul tur și îmi dau seama că întrebările tot creșteau și creșteau. Nu, dar sunt Emilian Crețu. Înțeleg, nu toți mă iubesc, nu toți mă înghit vorba aia, dar eu tot timpul am fost o persoană care întotdeauna a spus adevărul și a spus ceea ce simte el. Da, Emilian, ai spus ceea ce simți tu. Adevărul, e foarte greu să spui adevărul. Ai spus tot timpul adevărul pe care tu îl consideri adevăr. Adevărul e o chestie diferită. Adevărul de obicei se bazează pe statistici, pe lucruri factuale, cumva. Până o să zic pe cine susțin eu în această campanie, în acest tur 2, o să mă pornesc de la un filmuleț care, de fapt, de la un live, care în urma lui, practic, am primit cel mai mare hate din viața mea. Cu siguranță toată lumea a văzut live atunci când am atacat Partidul PAS, acum un an în urmă, atunci când le-am dat peste nas că au meritat, pentru că și-au bătut joc de primarul de Negureni, Ion Popa, de mine și de mulți oameni care i-au susținut. Eu sincer nu țin minte foarte bine live-ul cu... Țin minte discuția și țin minte că nici atunci eu n-am fost de acord cu modul în care o pus Emilian problema atunci. Au fost ceva, vă băgați peste satul meu, voi, dacă vă băgați peste satul meu, cum se întâmplă în alte localități, cu primarul meu, cu... eu nu știu, n-am habar. Dar țin minte, nu eram deloc de acord cu modul în care o spus. Eu nu știu ce făcuse PAS, nu știu ce făcuse primarul lui din Negureni, dar era o chestie de asta, că
voi la mine în sat v-ați băgat. Nu trebuie să-i intereseze pe guvernare, la cine în sat îi primar, un primar sau cine-i primarul la Emilian Crețu în sat, n-ar trebui să ne intereseze chestia asta într-o lume și într-o țară civilizată. Nu trebuie să ne intereseze din și sat-i Maia Sandu, nu trebuie să ne intereseze din și sat-i Dodon, nu trebuie să ne intereseze din și sat-i Emilian Crețu. Atunci când am ieșit în live, foarte mulți din voi m-ați criticat. Foarte mulți din voi ați călcat în picioare onoarea mea, demnitatea mea, numele meu și familia mea. Sincer, nu țin minte, nu, chiar n-am habar, țin minte discuția aceea. Țin minte, cred că am spus și eu pe story că nu sunt de acord cu formularea acelei idei, nu țin minte care erau și era mai departe. Dar eu, în continuare, vreau să vă zic că îmi susțin părerea. Sunt un om cinstit, un om care vrea un viitor mai bun pentru această țară. Chestia asta, da, cu siguranță, chiar cred că asta vrea Emilian pentru țara lui. Știi, și vorbim noi odată, și Margarita Răducan tot asta spune și o susține pe Tarlev. Deci la asta, cât de tare ne iubim țara și faptul că facem lucruri în numele binelui țării, e tot o chestie subiectivă, pentru că iarăși ne întoarcem înapoi, nu deținem adevărul, nu că eu tot timpul spun adevărul. Eu tot timpul îmi spun părerea, sincer pot să spun. Doar familia mea știe că în urma acelui live, practic câteva zile, nu m-am uitat la niciun fel de mesaj, niciun fel de comentariu. Sincer, nu m-aș fi gândit că Emilian Crețu are o problemă cu când îi scrie cineva un comentariu sau un mesaj răutăcioas. Eu n-am niciun stres, Emilian, la tonele de urmăritori. Pentru că durea atunci când ești învinuit pe nedrept. Dar am zis, o să treacă și asta. Probabil că adevărul o să iasă cumva la rampă, la suprafață. Cel mai dureros era că m-au criticat oameni cu care am lucrat, oameni care au un cuvânt și ei în această țară, oameni care susțin adevărul suprem și aduc lumina. Deci nu știu, dar a fost un hate mare atunci. Da, dar de la ce a fost hate-ul mare? Că ce a făcut Emilian? Că eu nu țin minte asta. Eu țin minte că era cu primarul lui din sat și el avea că de ce v-ați băgat peste primarul din satul meu. Dar ce era? Care m-au făcut cu și că m-am vândut. Eu nu m-am vândut, dragii mei. Eu, față de voi, am demnitate. Și atunci când cineva greșește, întotdeauna o să ies și o să zic asta. Mi-am asumat acel live. Da, și plus la asta, eu nu cred că Emilian Crețu a fost vreodată cumpărat, nu a fost, nu e, asta cu ba a fost că Emilian Crețu e cumpărat de pas, ba pe urmă a fost că Emilian Crețu e cumpărat de USAT, nu mai este, bă, Emilian Crețu, am mai spus, banii lui Emilian Crețu se văd unde se fac, banii lui se fac în evenimente, în plasări de produs, în publicități, în colaborări, eu plătit pasul, eu plătit Renato USAT, și să-i plătească Renato, bun, înțeleg că Renato USAT are bani, dar n-are nevoie. Și îmi asum și acest video. Da. Cel mai tare mă bucură că adevărul totuși iese la iveală. Așa. Toată lumea știa că Ica. În partidul PAS e o problemă. Emilian, o chestie. Nu toată lumea știa, nu toată lumea știe. Eu în continuare, și o să mai ascultăm acum și mai spune Emilian, habar n-am despre ce vorbești. Și am vorbit asta și la teatru când am discutat în doi. Eu habar n-am. Toată lumea știa și aici nu ne se pare sănătos să spui. Pentru că ca toată lumea știa, eu vorbesc cu niște doamne care mai scriu pe Instagram. Cătălin, vezi, chiar și Emilian Crețu spune de schemele din PAS și uite la care sunt ele. Păi tu spui asta și o tante îmi scrie în ei. Vezi? Chiar și Emilian spune. Tu vezi? Și crede și femeie și ei. Și crede nici ei nu știe. Tu închipui ce poate și în capul femeie și ei. Schemele PAS? Ei, păi ăștia gata, băi, fur tătăi. Știu, fur atât țara. Și nu-s vreun pasist. Eu aș vrea, am spus-o de mii de ori și aș știu primul care a să iese aici pe live sau oriunde în altă parte și a spun, ia ca dovada că aiștea fură sau ia ca dovada că aiștea fac scheme. Toată lumea știe, e ok, și care-i toată lumea? Toată lumea vorbea în găști că ceva se întâmplă acolo, că ei nu sunt tocmai corecți, nu sunt tocmai așa cum ne-am dorit noi, oamenii care i-am votat. Și toți, practic, o mare parte din ei au căpătat un scaun moale în Parlament datorită lui Maia Sandu. Mai da, nu negăm nimic, e datorită lui Maia Sandu căpătat scaun în Parlament, dar băi, eu știu, eu nu cunosc mulți deputați. Sunt convins că există oameni în sistem care profită de fapt că Maia Sandu i-a dus acolo, cu siguranță. Dar băi, generalizarea asta, aiștia din PAS, e o chestie, eu nu înțeleg, eu nu înțeleg de ce să facem generalizările astea dacă nu venim cu niște argumente, niște dovezi concrete. Pentru că, nu, e că eu îl cunosc, îl mai văd pe Radu Marian din când în când, pe bicicletă prin oraș. Spui despre asta că ăsta e vreun
îmbogățești de pe seama deputatismului, nu știu, poate să îmbogățești. Dar îl văd cu bicicleta, nu-l văd ca plahotniu cum vineau mașinile și-l luau, ca pe Diacov, ca pe oameni de pe vremea și cum erau deputați. O cunosc pe deputata Marcela Nistor încă din Academie. Băi, fata aceea, nu știu, să iei ceva mită sau să fac ceva, eu nu pot, nu există așa ceva, eu nu pot percepi fata aceea. Și greu să generalizăm așa. Aici de la PAS, tot știu că acolo scheme. Păi hai să discutăm despre care sunt și Nisa și de la PAS care fac scheme. Plus că mă gândesc, dacă erau aceste scheme făcute de PAS, băi, chiar nu fășe Renato Usate sau Șor sau Plaha sau oamenilor Plaha sau sunt atâția dușmani ai PAS-ului, chiar nu scoteau un vileag, eu nu înțeleg asta, discuția asta. Astă primăvară am avut o întâlnire unde cineva din partid m-a invitat la o discuție și m-a întrebat: Emilian, tu ce părere ai despre acești 4 ani de guvernare? Așa. Iar eu le-am zis, de ce ați venit abia acum? Eu mă simt folosit odată la 4 ani. Da, asta e încă o chestie pe care vreau să o reproșez tuturor, chiar și vouă, oamenilor de rând, nu doar influencerilor. Dar voi ați observat că noi odată la 4 ani, deci Emilian nu are odată în jumătate de an câte un mesaj de ăsta care să privească și aspectul ăsta politic, sau chiar eu. Și eu recunosc că eu mă activez ca tot așa, când simt că e bâja, vine Stoianoglu la putere, e bâja, și atunci încep să vorbesc și eu. Eu reproșez asta tuturor oamenilor, deși ei se interesează al 4-lea an. Dar deși noi nu, asta înseamnă, simți ce sau democrație, înseamnă să te implici constant în munca asta, în politicul care te privește și pe tine. Dar da, e evident și odată în 4 ani întreabă, pentru că atunci vor să facă niște, da, să se asigure că își mențin stabilitatea sau puterea sau clar de ce. Dar înțeleg și asta, că te simți folosit, da. Dar dacă tot ne-am întâlnit, vreau să vă zic că sunteți un partid care nu meritați sub nicio formă să fiți acolo sus. Dar cine merită dacă aiște anumit? Cine merită? Că tot e întrebare, pentru că trebuie să luăm tot timpul în calcul chestia asta. Bun, nu merită aiștea, dar în Parlament tot 101 oameni trece, da? 101. Cine din ăștia merită atunci? Cum facem cu... Cum? Hai să ne uităm la piața politică și să vedem cine merită dacă aiștea nu. O meritat PD-ul? PD-ul, noi cu Radu ne gândim zilele astea. Băi, cum aiștea nu? Se duce Plaha la ședința Parlamentului și stătea acolo cu candu într-o parte. Fășeau pricoale, băi. Și uitau la unul, dar avea cu altul. Aiștea meritau. Adică, deși aiștea nu merită? Nu meritați să fiți acolo. Dar cine merită? Care sunt oamenii care merită să fie acolo? El a început să se aprindă și cum? A? Și le-am zis. Zic, voi pe bunii vă doriți ca Maia Sandu să câștige? Ei, da, pentru Maia Sandu. Și chiar dacă Maia Sandu este supărată pe mine, eu pe ea, noi pe PAS. Asta nu se purta amuzant. Supărați tăți. Emilian, nu-i mei sunul lui Maia Sandu. Și Maia Sandu tot acasă, știi, pe muzică trist. Să sun? Nu-l sun. Am zis așa. Transmiteți-i lui Maia Sandu că dacă vrea să câștige alegerile, să se detașeze de voi. Voi sunteți cea mai mare problemă pentru Maia Sandu. Na, eu... Cum să... Dar de ce? Eu îi văd... Adică, băi, îmi pare rău. Nu, leacă, nu-mi pare rău. Dar mie îmi spărc... Maia Sandu, PAS, da. Unii și oameni onești, cu sigur cu o sumedenie de greșeli, probabil. Cu o sumedenie de incompetențe. Dar care alții? Care sunt alții? Că nu-mi dau... Cine sunt alții? El șocat. Și azi zicând, iar eu am galiuni și ceva nu merge cum trebuie. Da, adică eu nu știu cu cine a vorbit Emilian, dar da, eu închipui, nu știu, s-o întâlni cu Radu Marian, să zicem. Și îi spun lui Radu Marian, sunteți o rușine. Și Radu Marian a făcut, parcă am încercat, parcă facem treaba, parcă... Acum au fost alegerile. Da. La fel de dureros este și rezultatul la referendum. Da, e dureros, doar că... Da, am trecut practic pe muchie de cuțit. Înțeleg că au fost două probleme foarte mari. Cea mai mare problemă, și n-am să o înțeleg niciodată, n-am să înțeleg niciodată oamenii care își vând votul. Respect. Din câte știm, cam 200.000 de voturi au fost cumpărate ca oamenii să iasă să zică nu la referendum. Îi înțeleg, deși n-am să-i înțeleg niciodată, deci nu știu cum să le zic ca să fiu înțeles corect. Dar cea mai mare problemă în acest referendum, de fapt, e o problemă care pe mine m-a făcut să mă simt fericit. Știți de ce? Pentru că această trecere a referendumului pe muchie de cuțit a fost o palmă pentru partidul PAS. Pentru ceea ce au făcut ei timp de 4 ani de zile la putere. E că asta e încă o chestie cu care nu-s de acord cu această retorică a... Păi da,
Spune-ne, Emilian, e important pentru că tu și aici faci amu, alimentezi alți oameni care poate și pe mine, poate și pe oameni din chat sau cu siguranță pe urmăritorii tăi care, da, într-adevăr, o palmă pentru pas, dar palma pentru cei? E important să știm, pentru lipsa de comunicare, că putem și, poate și și asta, pentru că pas e foarte slab la comunicare. Pas lucrează foarte slab în raioane sau în afara Chișinăului sau nu știu unde. Ok, pentru că pas n-a dus la bun sfârșit reforma justiției. Ok, adică să ne și clar și spunem, înțelegi? Parcă ne se pare important că altfel se perpetuează aceeași idee. Le s-a dat o palmă la ăștia. Pentru ce e palma? Că ne se pare că e tocmai pentru o sumedenie de oameni pe care îi întreb ce au greșit cei din pas. O sumedenie de oameni a să-mi spună, dar deși Șor încă e liber. Da, adică tu vrei să spui reforma justiției, hai să vorbim pe reforma justiției, hai să discutăm pe chestii concrete mai mult decât pe aiștia fac rău. Bun, nu scuz nici o secundă, hai să discutăm punctual, că dacă aruncăm așa, bun, mă întreb și facem la parlamentare. E că uite, aruncăm despre aiștia că-s rău pe care îl fac. Cine în condițiile de față există care ar putea să facă treaba mai bine? Cine-s ei? Adică nu neg, eu sincer de-am de acord să sunt și usat în Parlament cu vreo 2-3 mandate. Să intre și un socialist cu 2-3 mandate la să intre. Șor și ăștia Platon și ăștia nic nu trebuie să intre. Aici sunt absolut convins. Să intre Man vreo 2-3 mandate. Să intre clar pro-europeni, să intre vreo 10 oameni sănătoși. Nu știu dacă se întâmplă chestia asta, dar să intre vreo 10 oameni. Dar cine alții mai buni decât pas? Chiar cu toată palma asta primit. Care e reproșul? Și credeți, m-am întrebat oameni de mă, că eu tot aud asta cu pas și greșelile pasului și întreb oamenii în exasperare. Mă duc la jurnaliști, mă duc și nimeni mai cunosc, scriu. Băi, spuneți-mi care sunt marele probleme ale pasului. Și n-au ceva punctual, concret, care se poate fi, nu știu cum, și probat într-un fel. Toate schemele, tot. Toată lumea știa că ei se împart în stânga și în dreapta. Nimeni nu știa, am auzit de 100 de ori chestia asta, de 100 de ori am auzit alți oameni care au zis că băi, se vorbește de 3 ani același lucru, că acolo în partid sunt foarte multe grupușoare, cum e probabil normal să se întâmple într-un partid, să existe grupușoare cu anumite discuții, dar care sunt schemele, mi-e important. Dar la nimeni nu a avut curajul să zic asta, pasul nu sub nicio formă. Eu da, și pentru asta am primit-o în cap de mult. Dar nu cred, e că... Adică sunt convins că sunt fanați pas, activiști pas, așa numiți activiști pas. Eu înțeleg, dar nu știu, eu nu pot. Zi-mi, știi ceva? Zi-ne că faci un bine țării dacă zici ce fac rău. Că dacă spui așa e posibil să-ți faci rău. Că întrebarea e pe cine în loc, înțelegi? Asta e. De multe ori și de la mulți oameni. Bine, să trecem mai departe. Acum urmează să zic pe cine susțin și încă o dată vreau să vă zic. Eu niciodată în viață nu am făcut bani din politică. Cred. Niciodată în viață nu mi-am vândut onoarea. Cred. Eu întotdeauna am susținut ceea ce cred eu că este mai bine pentru mine, pentru viitorul meu, pentru viitorul familiei mele și a țării mele. Știți foarte bine dorința mea aprigă de a fi și noi membri ca țară în marea familie a Uniunii Europene. Da. Eu susțin Respect. Asta de când mă țin eu minte. Și asta am să susțin în continuare. Cred că viitorul țării noastre prosper este în Uniunea Europeană. Și de aia am ieșit și am rugat să fim atenți la referendum. Și de aia n-am zis pe cine trebuie de votat, dacă vorbim de președinte. Pentru că mă doare. Atunci când spui adevărul, ești... Sunt curios, totuși, în asta nu pot să cred. Sunt curios de ce Emilian n-a zis pe cine votează în turul 2. Cât te doare, asta e așa... Ești taxat, ești făcut trădător și cur politică. Acum s-a demonstrat că mai este o chestie. Unde suntem? Eu supărat pe Maia pe mine, noi pe Pax și cine are de suferit? Noi ca și țară. Tocmai de aia eu... Deci nu vreau să comentez acest lucru, că asta cu supărările, eu pe Maia pe mine, dacă, nu știu, dacă Maia sau nu e supărat pe Emilian, mi se pare un copilărit din toate punctele de vedere, că supărați unul pe celălalt, cum, cine? Sub nicio formă nu-mi doresc, din cauza actualei guvernări, țara noastră să pună un punct la tot ce înseamnă parcursul european. Eu am să fac tot posibilul și mi-asum asta, că vreau țara mea să facă parte din Uniunea Europeană. Este unica șansă pentru o țară prosperă. Este părerea mea pe care mi-o asum. Și nu vă zic vouă pentru că am fost plătit. Încă o problemă foarte mare în această campanie, știți care este? Și chiar dacă am să zic numele pe cine susțin eu în această campanie, o să fiu pus în aceeași oală cu astfel de persoane. Eu nu sunt așa, eu nu am fost așa niciodată. Vă rog să fiți foarte atenți, scuzați-mă. Trădătorilor! Mama dracului! Trădători de țară! Trădătorilor!
Deci înțeleg că sunt băieți și despre care, pe care am și mai arătat aici pe stream cu Victoria Fortuna, când doamna Fortuna vă vreți președinte. Așa, și mai există și un Marin Andoni. Și da. Și iată că, din moment ce o să zic că da, în turul 2 susțin Maia Sandu și doar Maia Sandu, opoziția o să mă pună în aceeași oală cu acest, cu acest individ. Păi... sau cu Andoni, care, dacă ești cumva nu pe aceeași linie cu el, să-ți moară mama sau familia de cancer. O imbecilitate. După ce ne-o zis Emilian, sincer spun asta, pentru că am vorbit cu tot cu el și îmi spunea despre acești doi băieți, despre Radu și despre Marin Andoni și despre aceste apeluri și, cum, îndemn la ură a celor doi bărbați, băieți, pe care le condamn 100%. Doar că îi spunem lui Emilian, zic, băi, eu n-am vorbit în viața mea de dânși, eu nu apreciez metoda lor de exprimare și de a vorbi cu lumea. Și el mi-a spus că, băi, ar trebui să vorbești, deși vorbești despre tăți, dar despre ăștia nu. Și m-am gândit la asta, zic, băi, da, într-adevăr, are dreptate. Dar dacă stau să mă gândesc acum, băi, eu n-am vorbit niciodată despre tăți activiști din partea și. De exemplu, Gabriel Călin, un activist foarte înflăcărat de-al ușor, n-am vorbit despre faptul că el insultă sau despre Zioma, Artud Moldova. N-am vorbit, eu nu-i bag în seamă, pentru că, virgulă, cu siguranță de ambele părți există niște discursuri de-astea de tot că... Și îs absolut la fel ca Fulga, da. Adică, și-ți creează iarăși impresia că aici, din opoziție, îi pot să... Cum spun? Ia ca deși Emilian n-ai spus despre Zioma, de exemplu. Pentru că eu de Zioma n-aveți vorbesc dacă nu spune ceva de mine. Dar Zioma îi face râsuri, mrazuri, puteți, și pe mine inclusiv. Tăi cuvinte, tăi ce vine la gură. Adică s-o sumedenii de... Nu pot să-i jignesc. O sumedenii de ăștia care vorbesc urât și care îndeamnă la ură. Și da, cu siguranță condamn toate astea. Dacă eu văd acum opoziția care, gata, încearcă să asocieze, cum spui și tu, a să te pună și pe tine în oala aceea cu Marin Andoni. Păi dar nu trebuie să te pună, tu, dacă, tocmai în acela trebuie de bătut, spune, băi, dar nu mă pune pe mine în oala asta. Da, acest om zici niște nu mă identific, nu mă asociez deloc cu oamenii ăștia, nu mă interesează, dar faptul că opoziția pune amu pasul, iactă-i activiștii pas, nici nu știu ce înseamnă activiștii pas. Activiștii pas care iacă, aiștia pasul se dezic de aceste afirmații, nu, eu o închid cu mai departe, uitați-vă pasul ce face. Nu-i pasul, sunt niște oameni individuali care așa decide să se exprimă și de toate părțile, există și din partea lui Șor, și din partea lui Renato Usat, și din partea lui Maia Sandu, și din partea, și din partea, și din partea, și din partea. Și ar trebui să vorbim probabil despre toți, dacă tot vorbim de asta. Și da, încă o dată, condamn aceste manifestări, îs grețoase, îs imbecile, n-ar trebui să le facem, dar în același timp de asta, că eu încercam să mă gândesc, bă, dar deși nu eu în serios, că ar trebui să iau în serios, pentru că foarte mulți de ăștia care sunt cu înjurături, cu atac la persoană, care, da, nu faceți asta indiferent cine ați fi. Emilian Crețu, tot timpul am promovat dragostea, sub nicio formă nu am promovat tot ce înseamnă ură, discriminare. Și acești oameni, dacă tot susțin că vor ca Maia Sandu să câștige, vă rog din toată inima, închideți-vă gurile. Nu spuneți nimic, nici de bine, nici de rău. Ce înseamnă Europa? Înseamnă democrație. Și dacă eu am un gând și tu ai altul, și eu ca să te conving pe tine, cel care nu ești de partea lui Maia Sandu, eu mai rău fac când am să zic că ești o trădător, maras și așa mai departe. Cu siguranță, da. Nu cred că atragi pe cineva în breasla ta. Doar... Nu știu dacă ajută în vreun fel. Când încerc să mă gândesc și gândesc ei, cred că ajută chestia asta. Cred că nu are cum să ajute. Da. Nu este corect. De acord. Eu îmi doresc să te conving altfel. Prin argumente. Așa că, dragi Andoni, și care tot și cu mine m-ați criticat suficient de mult, dacă vă doriți ca Maia Sandu să câștige, vă rog foarte mult, închideți gurile. Cred că trebuie să mergeți la spital. Probabil că aveți o problemă. Eu? Emilian, nu-i bine. Înțeleg, de că tocmai... E că asta nu înțeleg. Tu ai spui amuși că da, ui, eu le-am să merg la spital când ei au făcut, au zis că vor la tăți rac. Da, dar închipuți că și ei ca și cum nervii ăștia ar trebui să nu avem același discurs în raport cu ei. Trăiesc și vreau să trăiesc într-o țară democrată unde fiecare din noi are dreptul la liberă exprimare, la liberă gândire. True. Eu doar n-am să înțeleg oamenii care și-au vândut votul și n-am să-i înțeleg niciodată. Probabil că din slăbiciune, nu știu. Eu cred că, știi cum am mai gândit zilele astea la chestia asta? Eu cred că dintr-un, iertați-mi cuvântul, poh... absolut. O lipsă a simțului civic din fașă. El nu există să gândească. La dânsul el crede că oricum faptul că puterea schimbă, la dânsul nu se schimbă nică.
La dânsul acasă, oricum, el la dânsul în ogradă n-a schimbi nică. Nu-l influențează nimic dacă el, dacă câștigă Stoianoglo sau Maia Sandu. Doar că el nu-și dă seama că dacă, virgulă, câștigă Stoianoglo, e posibil să fie mai puțini bani în infrastructura drumurilor sau mai puțini lămpi pe stâlchi, că am văzut că era un scandal și cu asta. Sau copilul tău nu o să aibă la școală o clasă dotată cu computere finanțate de Uniunea Europeană. Și ca tot astea, lui el nu ajunge la dânsul la cap cum, pe dâns nu-l interesează. Și atunci... Din sărăcii, nu știu din ce. Așa că, dragii mei urmăritori, în mod special diaspora care mă iubește foarte mult și care am primit, vă zic, foarte multe mesaje. Îndemnul meu este să fim raționali. Îndemnul meu este să nu ne necăm la mal. Asta nu înseamnă că noi mâine o să intrăm în Europa. Nu înseamnă că peste un an sau doi sau zeci sau douăzeci. Dar eu vreau să trăiesc... Ei, cum? Sperăm! ...acest gând că viitorul țării mele, la care țin foarte mult, este Uniunea Europeană. Eu chiar aș vrea, să nu mai trăiesc cu gândul. Eu chiar aș vrea odată și odată să ajungem în Uniunea Europeană. A gândul de-am m-am cam săturat de gândul. Dar da. Eu votez cu demnitate și mă doare că o să fiu pus într-o oală cu astfel de oameni. Votez Maia Sandu. Ea este persoana care... Da, cu siguranță, da, Emilian, dar îți dai seama că s-o sumedinii de oameni, nu știu, iarăși, nu vreau să jignesc cu oameni în general, încerc să evit chestia asta, dar sunt o sumedinii de oameni care nu au aceleași valori cu tine și totuși votează Maia Sandu. Sunt oameni care, eu cred că sunt oameni care își s-ocupă cu furatul, hoția și tot votează Maia Sandu. Deci există o sumedinie, nu cred că numai oamenii buni votează Maia Sandu, știi? Deci când ne pun tăți într-o oală, nu contează oala, noi trebuie să facem o chestie pentru viitorul acestei țări, oala în care suntem puși. Este acel punte între noi, țara, Moldova și Uniunea Europeană. Îmi pare foarte rău ce a făcut PAS-ul în acești 4 ani de zile și mi-asum această greșeală. Dar să știți că voi sunteți la putere datorită numai lui Maia Sandu. Da și nu. Eu, sincer, am votat pentru o față de Radu Marian. Eu îl invoc pe Radu Marian atât de des pentru că mi se pare așa o... Are și părul și ăla exotic. Un tânăr, copil, parcă de vârsta mea, care, băi, și faci, băi, corupi Radu Marian, și faci cu banii. Îi bag în Bahamas, unde-i duci banii Radu Marian? Sau Marcela Nistor, cunoscuta mea din facultate. Unde duc aiștia banii? Și fac cu banii ăștia. Și oamenilor care v-au votat, noi decidem. S-a demonstrat în referendum ce putere aveți voi. Niciodată în viață nu o să vă înțeleg pe cei care vă vindeți votul și vă vindeți țara pentru 1000 de lei sau pentru 2. Tocmai de aia, înțeleg că foarte mulți din noi suntem supărați și de aia o mare parte nu ați votat la referendum, nici măcar nu ați luat acel buletin de vot. Și vă înțeleg de ce. Pentru că aveți dezamăgiri. Eu nu știu cât de mulți aiștia care au luat din dezamăgiri. Că tot e că e așa o retorică care e perpetuată, care nu o lua din dezamăgiri, ca boicot față de PAS. Totuși, având în vedere că Maia Sandu în primul tur anul ăsta a luat cu 200.000 mai multe voturi decât în turul întâi din 2020. Adică nu știu cât de mult e asta cu dezamăgirea. Sunt convins că există, nu știu cât de mult. Dar aceste dezamăgiri nu trebuie să ne împiedice pentru parcursul european. Eu sper că am fost destul de clar, eu sper că n-am fost foarte patetic, n-am fost de obicei că eu când intru în live explodez. Da, acela pe care l-ai făcut pentru primul tur era mai amuzant, pe acela avea să-l comentez mai cu poftă. Eu vreau să vă zic așa, eu în continuare Emilian Crețu am coloană vertebrală și îmi asum această alegere. Și alegerea mea este Maia Sandu. Știu că ești supărat pe mine. Eu că ești supărat. Dar ce-a făcut, măi, deși Maia Sandu e supărată? Că ai zis că pasul. Ai zis că niciodată n-ai avut. Ai zis că ai avut supărări față de Maia Sandu? Da, când trebuie de iubit, iubim. Când trebuie de criticat, criticăm. E că asta a făcut Maia Sandu repost și a scris. Ca să vă citez, nu știu, mai scris acolo, ca să vă citez, când trebuie de criticat, criticăm. Când trebuie de iubit, iubim. Dragilor, ne vedem pe 3 noiembrie. Eu, Emilian Crețu, o să votez Maia Sandu și am să sper din toată inima că la fel. O să gândiți la rece și o să uitați de supărare. Știu că doare. Știu că atunci când ieși noi pentru pas, când nu știu ce... Și mai ales, Emilia, e că cum se face? Eu nu înțeleg. Deci, eu mă gândeam la asta, că băi, eu nu-s dezamăgit, dar probabil având în vedere că eu îmi fac banii din multe alte lucruri decât lucruri care au treabă cu politica. Știi, îmi fac din parteneriate, cu colaborări cu branduri sau mă implic în cauze în care cred sau că lucrez la teatru sau că fac niște video sau că fac emisiuni la TV. Lucruri care nu țin neapă
neapărat de puteri. Și eu eram, băi, poate de asta eu nu-s dezamăgit. Emilian Crețu se simte dezamăgit, deși s-a întâmplat rău pentru el în perioada asta. Și s-a întâmplat. Iarăși, statistic vorbind, și iarăși făcând și aluzii la dezbaterea de azi, statistic vorbind, suntem bine. Bineînțeles, avem o problemă cu războiul la hotar, dar suntem dezamăgirea mare, știi? Să facem. Și avem ceea ce avem. Dar, n-o dar ce avem? Ce avem? Și parcă suntem, parcă murim de foame. Parcă ne-au adus la sapă de lemn. Aici de la pas, parcă, băi, tăți îmblă cu BMW-uri, cu X18, tăți îmblă prin oraș cu limuzine și noi suntem, ia că avem și avem. Dar ce avem? Și avem rău, nu înțeleg. Permit sub nicio formă din cauza lor să renunț la ideea și la parcursul european, care este acum mai sănătos. Vă mulțumesc, vă pup, vă chis și vă duc la teatru. Da, bun. Ce, trecem deodată la dezbatere să ne uităm? Că de asta suntem aici, da? O să ne mai uităm așa pe sărite, cred. Aș vrea ca azi, aici, pe această scenă, să fie un candidat cu care să dezbat serios problemele și soluțiile pentru Moldova. Din păcate, pe această scenă, avem un cal troian. Un om prin care alții vor să conducă țara. Eu sunt sigură că niciun moldovean nu vrea să fie condus de cei care stau în spatele acestui om. Niciun moldovean nu vrea să fie condus de cei care au furat stat. Deci doamna Maia deodată a început cu asta. Cine stă în spatele lui Alexander Stoianoglo? Toți oamenii care stau în spate. Tu și cetățenii, de cei cu care noi am... Băi, dar nu marnera ca Andrei scrie puncte. Da, ce am reușit să-i alungăm de la putere. Acum ei au reușit să găsească o fațadă, după care se ascund ca să revină la putere și să controleze din nou resursele statului. Pe dovezi, bineînțeles, dovezile pe care le avem prin telegramuri lui Șor, care spune că îl votăm pe Stoianoglo. Pe faptul că Dodon l-a înaintat, asta e vizibil, asta nu mai există discuții despre asta. Cu Platon, legăturile cu Platon le știm din trecut. Oameni sunt folosiți. Setea lor de bani, setea lor de răzbunare este folosită de forțe, de interese regionale și mai mari. Banii alocați în această campanie nu sunt ai lui Șor, ai lui Platon, ai lui Dodon, sunt bani veniți din altă parte. Bani trimiși în țara noastră pentru a destabiliza țara, pentru a aduce dezbinare și conflict aici acasă. Noi știm cine se ascunde în acest cal troian. Știm că se ascunde Platon, Șor, Dodon, dar nu știm... Începusem să mă uit și asta când am auzit-o cu calul troian, sunteți un cal troian, zic, băi, l-ai luat deodată, zic, băi, doamna Maia, zic, Șor, nu-i dați deodată, doamna Maia, o intrați deodată, bam, 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 bam. În toți părțile era domnul Stoianoglo. Cine sunt ceilalți? Această dezbatere nu este despre mine și Alexandru Stoianoglo. Această dezbatere este despre două alternative diferite de dezvoltare pentru țara noastră. Este alegere... Nu, aici cred că o greu, dar pe urmă o schimbat-o. Nu sunt două alternative. Nu există alternativa lui Stoianoglo. Există varianta de... Băi, o spun, părerea mea, ucidere a democrației. Eu asta cred că înseamnă Alexandru Stoianoglo, având în vedere oamenii care stau în spatele lui. Nu există altă variantă de dezvoltare a acestei țări. Nu, e pur și simplu e întoarcerea înapoi și noi știm scenariul și s-a întâmplat în urmă cu 4 ani. Noi știm scenariul, știm cum s-a desfășurat acțiunea. Între dezvoltare și stagnare. Alegere între deschidere... Eu tot scrii, măi. Eu tot, e tot celarul nostru. Și izolare. Este alegere între stabilitate și destabilizare. Da, asta da. Alegerea exact. Este importantă pentru viitorul nostru. Ce țară ne dorim? Cine vrem să ia decizii importante pentru țara noastră? Aceste lucruri trebuie să le clarificăm la această... Băi, enervant sunetul ăsta a fost. Supărat-o. Enervant sunetul la dânsul. Și așa. Cât timp avem noi să comentăm? Stimați concetățeni, cred că platforma mea electorală e deja bine cunoscută de alegători. Nu-ți zis nici Andrei Bolocan despre stimați concetățeni. Oprirea exodului populației, implementarea programului Revenire Demnă, modernizarea europeană a Moldovei, în economie, în infrastructură, în educație și sănătate, garantarea drepturilor cetățenești. Cetățenești, da, cetățenești. Transformarea Moldovei neutră într-un furnizor activ de pace și de securitate în regiune. E ceea ce voi face eu. Dar astăzi, dumneavoastră, trebuie să știți ce nu voi face eu. Așa. Ca persoana care a fost implicat în negocierile privind liberalizarea regimul de viză cu Europa. Pentru cetățenii noștri, garantez că granițele, hotarele vor rămâne deschise ca om al legii și doar al legii. Dar cum poți să decizi tu că o să rămână deschis? Ia că ne uităm mai mult la Georgia. Ați văzut ce se întâmplă în Georgia? Eu așa m-am mai uitat pe sărite. Deci probabil, din cât înțeleg eu, au câștigat partidele pro-ruse. Și e și o tragedie pentru ei. Și poți promiți tu când vii înapoi la putere cu Dodon, care au fost, băi, 4 ani în urmă. Deci cine minți pe noi că nu poți să faci să continui drumul european?
European, tu care vii cu susținerea lui Șor, Platon, Dodon. Nu poți. Knase, ați las granițele deschise. Da, dar cine ați să le deschidă? Cine ați să le mai leze pentru tine deschise? Promit că în Moldova nu va exista represiune potriva oponenților, monopol politic de partid și nici uzurparea justiției prin tot felul de consilii și comisii excepționale. În încheiere, ca susținător ferm a integrării europene. Măi, faptul că lui i-a pregătit oamenii, eu și spus lui Stoianoglu. Băi, Stoianoglu, tu vezi că circulă pe internet asta cu tine unde banul european? Ce, unde e Europa? Dar de ce e Europa? Eu nu iau buletinul. Băi, bagi la greu. Alexandra, ascultă-mă, bagi la greu că tu ești pro-european. Și Alexandra, хорошо, scrie acolo. Eu 100% pro-european. Măi, vorbești, nici el nu crede, nici zici. Ei propun, da. Semnăm cu doamna Maia Sandu. Semnăm că noi ambii mergem pe drumul european. Păi, dar cine n-ai mers la referendum să... Bun, el spune mai departe poveștile lui. Doamne Sandu, să semnăm în zilele următoare o declarație comună privind garantarea irreversibilității cursului de integrare europeană a Republicii Moldova. Indiferent de cine va câștiga. Să semnăm cu Maia Sandu. Păi, dar deci, semnează tu. Trebuie să semnezi cu Maia Sandu neapărat. Nu poți să semnezi tu? Că noi în Maia Sandu avem încredere că dacă câștigă, mergem pe drumul european în continuare. N-avem dubii la Maia Sandu că mâine a să facă cârdășie cu Șor. Nu putem să excludem, bineînțeles. Dar mai degrabă n-avem încredere în tine. Acest parcurs dificil al... În dumneavoastră, iertați-mă. ...finizerii, al libertăților, a dreptății, trebuie să continue. Maia Sandu atacă de el. Hai, Maia Sandu, preună în Uniunea Europeană. Da, da, dar și aici vezi că ei nu știu. Eu am pregătit minutul de început, adică nu știau cine știu să spună. Stoianoglu, când a început Maia Sandu, Stoianoglu era, stai, dar eu pe foaia am altceva. Era, hai să trăim drujna. La mine nu era cu deodată că eu sunt omul rușilor, că eu nu știu cum să răspund. Băi, și îngeraș. Superb, da. Superb. Dar noi credem că Dodon e în spatele lui Stoianoglu. Dar el vrea integrare europeană. Da. Domnule Stoianoglu, țara vă cunoaște în calitate de fost... Go! Aici gata! Maia Sandu a pus-o, dar nu la întâi, s-o pun deodată la doua. Curor general, pe perioada căruia au fost eliberați mai mulți infractori și nici unul din cei care sunt vinovați de furturile majore nu a fost sancționat. Cum puteți convinge cetățenii că veți fi, că puteți fi un președinte mai bun decât ați fost procuror general? Da. Fost un procuror general exemplar. Și anume, în perioada mea, a fost atrasă răspundere penală oamenii care au fost implicat în furtul miliardului și alte fără de legi. Și în confirmare, pot să atrag atenție la raportul făcut la comanda dumneavoastră de experții care a fost numit prin decretul dumneavoastră privind istoria Comitetul Consultativ Anticorupție pe lângă președintele Republicii Moldova din 10... A, măi, uitați-vă la cum îi trimă rămâna pe foaie, măi sărmanu, măi micuț, uite la el, că eu am observat după asta când am văzut, o mai zis oamenii... Istoria Comitetul Consultativ Anticorupție pe lângă președintele Republicii Moldova... Măi sărmanu, măi uitați-vă, măi sărmanu... Din 10 iunie 2021, anume această comisie a făcut... Măi, micuțul, băi, așa, măi, micuțul de el, măi. O concluzie, că în perioada mea, în 2021, a fost expediată în instanță judecată cel mai mult dosare pe fraudă bancară, și anume, în privința conducerii... Măi, sărman, și limba, necunoașterea limbii, să vii la această... Tu închipuți toana de emoții pe care o ai la această dezbatere, tu și neștiind limba română, tu știind că nu ai cu ce să vii în această dezbatere, în această luptă. Doamne, dar băi, asta cum, pe care o are și Filat, cum a spus Stoianoglu, doamna Maia, pe vremea mea, eu, ia ca chiar acest document creat la ordinul dumneavoastră. El vrea să spună că Maia Sandu lăuda, comisia făcută la comanda ei, o scris doar lucruri de bine acolo. Păi, dar cum te... Deci tu ești împotriva lui Maia Sandu. Deci tu spui că Maia Sandu e rea. Cum mai iei în calcul și cum mai dai ca exemplu la ordinele dumneavoastră, ați spus că eu sunt bun. Nu știu dacă ajunge explicația mea la voi. E ca și cu Filat care spune, Maia Sandu a fost membru PLDM. Ea nu spune că nu a fost, dar... Tu te lauzi cu faptul că tu ești dirahat și cineva încearcă să se detașeze de tine? Înțelegi ce spun? Înțelegi cineva? În privința conducerii BM și angajații a BNM, foști președinți a BM, Banca Socială și Unibank, cauza penală a fost trimisă în judecată. Toți a fost. Fostul președintele a BM, pe cazul transferul 100 milioane de euro, de dolar către Gazprombank, un deputat din partidul Șor, doi contabili al holdingului lui Șor, acuzați... Bun, aici el spune pe cine eu tras la răspundere sau nu știu.
un fost deputat acuzat de spălare de bani. Asta este indicat în raportul care a făcut experții dumneavoastră la pagina 44. Deci în raportul experților Maia Isandu te-o și laudat pentru unele lucruri, probabil. Și ce vrei să spui cu asta? Da, bravo, ce vrei să spui cu asta? În același timp, tot Maia Sandu îți spune că ți-ai făcut treaba de oaie. Cum? Mai mult ca atât. Deci tu nu contrazici, tu practic îi susții ce spune ea, că tu îi validezi răspunsul ei. Mele, în calitate de procuror general, în perioada respectivă, a fost făcută după declarație care a fost adoptată în iunie 2019 și rostită în cadrul Parlamentului anume de dumneavoastră. Unde dumneavoastră ați anunțat... Ce sunet? Domnule procuror general, fost procuror general, cetățenii au văzut și au simțit care au fost efectele muncii dumneavoastră. Mai mult decât atât, ei văd și astăzi ce spuneți dumneavoastră despre cei care au înfăptuit furtul miliardului. Și mai mult decât atât, vedem că aceștia vă sprijină în continuare și își fac planuri pentru Republica Moldova prin intermediul dumneavoastră. Deci da, e clară legătura cu Platon, care... Băi, eu și-am văzut eu... Noi trebuie să documentăm într-un următor stream, probabil, dar și-am văzut eu și mi s-a părut incredibil că Veceslav Platon are ceva, o firmă ucrainească, am spus asta pe story, o firmă în Ucraina, unde beneficiara firmei este soția lui Alexandru Stoianoglu. Deci nu Alexandru Stoianoglu are ceva cu Veceslav Platon. Soția domnului Stoianoglu, probabil partener de business. Șor, care clar bagă bani pentru ca Stoianoglu să câștige, și asta am văzut în chat-ul de Telegram, și deja Dodon care e în spate. Și, apropo, și nu mai spunem despre asta cu privet Veceslav, noroc Veceslav, și eu dat drumul și Veceslav a doua zi a fost dus din țară. Pe care l-ați menționat spune de asemenea că v-ați depășit atribuțiile de serviciu. Eu să vă întreb de ce... Același document despre care spune Stoianoglu. Ați eliberat... De ce nu ați ținut cont de dosarele lui Platon care erau în desfășurare și datorită deciziei dumneavoastră el a putut să plece din țară și doar după ce a plecat din țară procurorii l-au dat în căutare internațional. Sunt lucruri concrete pe care cetățenii le văd și sunt rezultate pe care dumneavoastră nu le-ați livrat. Asta este ceea ce văd toți cetățenii. Băi, noi urmează să ascultăm chiuitul ăsta încă un ceas. Cine? Platon, putem reveni, doamna președinte. Opa. Și discutăm și asta. Dar acum prima întrebare. Este un fapt recunoscut internațional că Rusia a comis un act de agresiune împotriva Ucrainei și a integrității sale teritoriale. Pe de o parte, ați menținut relația diplomatică cu Rusia, iar pe de altă parte, v-ați lăutărat sancțiunile internaționale împotriva acestei, lipsind astfel Moldova atât de piețe, cât și de resurse energetice. Acum primim același gaz rusesc, dar prin intermediar de la un preț mai mare. Întrebare. Era obligatoriu pentru Moldova, ca stat candidat Uniunii Europeană, să se alăturare la sancțiunile respective? Mă, eu am auzit niște oameni care spune că băi, Maia Sandu, că în această dezbatere a fost la nivel 100%, că aici chiar a fost puternic. Așa de obicei, parcă mai ezită, parcă mai... Dar mie ne se pare că în această dezbatere nu-i cel mai bun loc unde am văzut pe Maia Sandu. Nu că nu și-ar fi făcut treaba aici, dar e atât de simplu aici. Ce? La întrebările este, deci eu puteam să răspund. E neapărat pentru Moldova să condamne și spună să alăture sancțiunilor? Bineînțeles că e important, pentru că asta trebuie să dăm de înțeles că mai multe state sunt împotriva acestei agresiuni. Că dacă fiecare stat ar zice așa despre dânsul, dar cine neapărat și eu? Hai, poate eu nu. Nu! Asta înseamnă o solidarizare cu poporul ucrainean, unde, cum spune și Alexandru Stoianoglu, că acolo Rusia a început războiul. Cum adică ce? Și aici e atât de simplu de răspuns. Băi, nu știu, cred că și eu îmi făceam treaba dacă eram în locul Maia Sandu. Da, poi Maia Sandu. Sensul sancțiunilor. Sancțiunile se impun. Bun, n-ați înțeles sensul sancțiunilor, domnul Stoianoglu. Pentru ca să se oprească războiul. Pentru ca să nu se mai financeze producerea de bombe și tancuri cu care se ucid oamenii nevinovați la ei acasă. Bineînțeles că, adică probabil, nu bineînțeles, că nu știu nici eu, probabil sancțiunile noastre nu sunt atât de dureroase pentru Rusia. Probabil. Dar există o responsabilitate morală de demnitate care înseamnă că, băi, dacă noi vrem un viitor bun cu niște state, trebuie să ne alăturăm, să ne solidarizăm cu o dreptate, cu ideea dreptății. Și toți putem fi de acord că războiul a fost început de Rusia în Ucraina. Și atunci tu trebuie să te solidarizezi cu o idee valoroasă. Nu scauți tu, da, auzi, da, poate eu gaz la asta, nu mă alătur la sancțiuni, dar știți că eu condamn războiul, dar nu dacă spui, domnul Rusl, nu poți să lucrezi, nu poți și așa ceva. De asta au fost impuse sancțiunile. Republica Moldova respectă sancțiunile pentru că altfel tot sistemul nostru bancar
și alte elemente ale economiei care sunt conectate, pentru că noi suntem parte a comerțului internațional. Da, și economic vorbind, adică faptul că s-au alăturat sancțiunilor ne face copărtași la piața europeană de acces, unde acolo noi avem... Ar fi fost sancționate și noi nu vrem ca cetățenii Republicii Moldova să nu mai poată într-o bună zi face transferuri dintr-o bancă în alta, să-și trimită banii acasă de peste hotare și așa mai departe. Agenții noștri economici au nevoie de sistem bancar care este partea întregului sistem din lume, nu unul izolat. Atât atunci când vorbim despre gaze rusești. Noi am asigurat cetățenii cu gaze naturale. Noi am asigurat cu căldura și cu lumină în cele mai dificile timpuri. Și atunci când șantajul a fost cel mai mare. Pentru că știm despre acest șantaj. Noi... Da, încă o dată, ni s-a spus cu două săptămâni înainte ceva de genul ăsta, că băi, noi vă închidem, în două săptămâni vă închidem gazul. Vă știți? Și erau ăștia, băi, stați o leacă, băi, nu ne-ați făcut nicio avertizare, nici nic. Îmi pare rău, două săptămâni mai aveți. Faceți ceva că gata. Dacă vreți, putem să negociem într-un fel. Deci, da? Ce înseamnă șantajul rusesc? Dictat Republica Moldova de această dependență. Și nu e chestie pe care o inventez eu, e chestia care a fost publică. Și totuși, oameni care... Ei nu mai ies, dar clar că voi v-ați alăturat sancțiunilor, clar că au făcut asta. Nu, asta se numește fix șantaj. Tu ne oprești căldura. Da? Și am oferit compensații. Dumneavoastră, când spuneți și vorbiți despre faptul că puteți să asigurați mai bine Republica Moldova cu gaze naturale. Știți pe unde ajung gazele naturale în Republica Moldova? Ele nu vin cu avionul. Ele trec pe teritoriul Ucrainei. Și în momentul în care dumneavoastră spuneți că nu vă pasă de ce se întâmplă în Ucraina și sancțiunile nu trebuie respectate, ce o să zică Ucraina despre tranzitul de gaze spre Republica Moldova? Sau vreți să-i lăsați pe oameni cu gaze naturale? E bun, da. Mai... Cel mai simplu este justifice competența dumneavoastră prin război și tragedie din Măi, ce, dar știi ce am observat? Că el și-a scris niște răspunsuri și înțeleg, măi, și problema limbii, dar scrie pe foaie, indiferent ce răspunde Maia Sandu, anticipând ce răspunde asta cu război, bineînțeles, ai dat întrebarea asta, e evident că tot o să răspund în contextul războiului. Și tu ți-ai pregătit un răspuns care sigur să meargă la orice ar spune e, pentru că sigur o să invoci războiul. E atât de... Și atât e pregătit așa. Știm, spre exemplu, că Turcia, care este tot candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană și, apropo, și membrul NATO, nu a aderat la aceste sancțiuni. Wow, asta e răspuns? Mai ai minut jumătate. Pot trece la următoarea întrebare, da? Păi, în ultimii ani... El a răspuns, pațanul nostru a răspuns în 13 secunde. A trecut printr-o perioadă de multiple crize economice. A fost COVID-ul, care a generat creșterea prețurilor în toată lumea. A venit invazia Rusiei împotriva Ucrainei, care a afectat relațiile comerciale. Moldova este una dintre cele mai afectate țări din lume din cauza acestor crize. Și totuși noi am reușit... Încă o dată, din cauza că nu are resurse atât de multe. Încă o dată, din cauza că am mai dat exemplu ăsta, l-am dat pe TikTok. Dacă începi război în țara de alături, dar tu prin țara de alături trebuie să-ți vină fura cu șuruburi ca tu să produci mesă. Și nu mai poate să vină prin țara de alături, că e un război acolo. Șuruburi și alea nu mai poate să ajungă la tine. Tu trebuie să le iei din altă parte. Deci tu plătești alte costuri pentru șuruburi și alea. Și evident, ca să poți plăti șuruburile astea, că ți-i trebuie mesă să faci, tu începi să cumpești prețul la pâine cu 25 de bani, pentru că nu mai poți să aduci prin țara de alături, care ți era unul dintre cei mai importanți parteneri. Cum e atât de... Bun, înțeleg că nu e ușor de înțeles, dar nici greu, nici foarte greu. Nu, dați zina pe război. Cum e? Și înțeleg, și țară puternică, bazată, pus pișoare în 30 de ani de zile, s-a avut și gaz, de-am să știm de unde luăm resurse de gaz, s-a avut rezerve, s-a avut cum, variante, putem să luăm de la nemți, de la nu știu, de pe piața europeană. Nu ne-am trezit în ultimii 4 ani, eram tot depindem de Rusia și noi ne-am revoltat împotriva ei și eu zic, ok, oprim toate robinetele, în Ucraina e război, dar ce nu crește economia țării? Păi de unde mai câte o căcătăți din toate părțile? În acești ani să păstrăm stabilitatea economică, să ajutăm categoriile de oameni care sunt mai vulnerabili, am reușit să mobilizăm resurse externe ca să putem să îi ajutăm pe cetățeni. Pe mine mă interesează în aceste condiții, pentru că ele se păstrează, vor fi în continuare dificile, cum puteți dumneavoastră ajuta omul simplu din Republica Moldova? Vă mulțumesc mult pentru întrebare. Nu e nicio problemă, cu drag. Stimate doamnă Sandu, aveți dreptate că Republica Moldova a trecut prin diferite probleme, inclusiv pandemia, situația legată cu războiul în Ucraina. Dar au același timp, Republica Moldova, anume din cauza incompetenței guvernării dumneavoastră. Bă, și-o venit asta cu mult, cu incompetența guvernării, pe care
repet, nu o neg în totalitate. Eu chiar cred că există zone în care ei, băi, cum faci, mamă? Pentru că nu s-o întâlni țara asta niciodată cu astfel de contexte. Și băi, cum faci? Plus că există tineri, da, dar pe mine mă interesează intenția lor bună și mă interesează, într-adevăr, să văd că, băi, încearcă să... Bun, am încercat așa, nu mers, hai să încercăm așa. Dar și să vreau? Să vreau pe... Dar pe domnul Stoianoglu, ați fost procuror general. Competențele dumneavoastră, unde s-au manifestat? Unde au fost? Cel mai mult a fost prejudicat. Toate țările care sunt în regiune, în România, Polonia, țările... Să compară cu România, care e de 80 de ani în Uniunea Europeană. El, lui place să compare cu România acum. Acum el compară cu România. Din Caucaz, în situația analogică, a avut creștere și în economie și a avut chiar succesele. Propaganda de doi bani care se vinde peste. Propaganda de doi... Asta care o vinzi pe TikTok. Economie țării și respectiv a acordat un ajutor special pentru susținerea cetățenilor săi. Noi vom promova un alt model în economie. Un model de economie legată cu inițiativa oamenilor, cu libertate. Noi vom propune un model care propune schimbarea structurii economiei. Ce model e ăsta? De unde e modelul ăsta? Băi, nu a avut un răspuns la nică. O să avem alt model. Dar care e el? Zine și nou modelul, știm, dar de ce nu-i dai, nu-i sugerezi actualii guvernări poate modelul tău? Promovarea tehnologiilor. Scuze că fac glume de astea pe seama greșelilor. Este doar amuzante. Nu atacă niciun fel, că nu asta e. Într-adevăr, ba chiar, repet, chiar apreciez că Alexandru Stoianoglu târziu, dar că învață limba română și se exprimă. Domeniul de activitate, domeniul industriei, care presupune un alt valoare, o altă valoare adăugată. Noi continuăm tot ce a fost făcut de partea guvernării dumneavoastră corect. Și în același timp, noi anulăm toate eșecurile care dumneavoastră ați făcut. Dar cum e, dar și ești Superman, și ești Batman, și ești, măi, omule, măi. Numai incompetență, dar noi ați facem mai departe ce ați făcut voi, Ghine, dar rău, tăt. Tăt rău, ați și scos, numai ghinile să rămână. Dar și ești tu? Ce ești? Un mesie? Cum faci tu asta? Cum faci tu? De unde ai puterile astea extrasenzoriale pe care poți le... Și mănânci, măi, la borș, nene. Și frumos. Domnule Stoianoglu, astea sunt povești cu zine care arată că sunteți departe de realitățile economiei. Băi, și repet, asta eu ascultam ce spune Stoianoglu și eram... What? Dar păi... Stai că la asta eu știu răspuns. Și vinea doamna Maia mult mai... Eu eram pe dubii. Băi, poate sunt eu prost. Știi, doamna Maia care povești cu zâne. Că nu înțelegeți care este impactul acestui război pentru Moldova și pentru celelalte țări. Care nu înțelegeți că în Uniunea Europeană există mai multe resurse și de asta da. Țările din Uniunea Europeană au putut să se descurce mai ușor. Se compară cu România, cu Turcia se compară. Da, bine. Dacă nu știți, vă spun eu, numărul oamenilor care sunt la pensie este aproape egal cu numărul oamenilor care este angajat în câmpul muncii. Yep. Și în toată această perioadă, evident că a fost greu și noi am venit cu resurse suplimentare, inclusiv am putut să... Măi, da, Andrei, ce nu mai pune pauze? Puteți spune pauze, nu? Mobilizăm resurse externe ca să creștem pensiile de două ori. Asta ne-a costat 11 miliarde de lei pe care nu știu de unde dumneavoastră le-ați fi luat. Am reușit să creștem salariile. Am reușit să pornim șantiere de construcții în toată țara. Wow, stai uleac. Băi. Nu, eu. Eu, Andrei. Nu, deci stați un pic. Să ies, măi. Guvernarea voastră nu creează nimic. Tot ce faceți, doar închideți. Nu ai spus! Vom continua și ei și ați făcut bun. Exact, numai ce ai spus! Că au făcut bun și voi să continuați! Cum nu mai face nimic acum? Posturi TV, site-uri, întreprinderi întregi ne părăsesc țara. În acești ani nu s-a construit nimic. Nu mă refer doar la spitalele, dar nici măcar un post nou de televiziune. Înțeleg că nu ține de competența dumneavoastră. What? Asta m-a amuzat teribil. Nici un nou post de televiziune. Asta e problema lui Alexandru. Nici măcar un post nou de televiziune. El n-ar lași să uita. Totuși, ați întâlnit numai cu 8 inițiative legislative. Acum o întrebare. Cu ce vă ocupați, doamna președinte? Cu ce vă ocupați, doamna președinte? Și? Spăl dinții dimineața. Domnule Stoianoglu, îi mințiți pe oameni când le spuneți că nu s-a construit nimic. Practic, în fiecare localitate se construiesc apeducte, sisteme de canalizare, se repară drumuri, se repară grădinițe, case de cultură. Oamenii știu acest lucru, nu trebuie să le spuneți dumneavoastră, cred că nu ați ajuns încă la ei. Sigur că e nevoie de mult mai mult și noi putem compensa într-un an ceea ce nu s-a făcut în 30 de ani, inclusiv din cauza celor care au furat bugetul și inclusiv din cauza că dumneavoastră nu ați ajutat la recuperarea acelui miliard, că am fi putut face mai mult. Dar întrebarea mea este următoarea. E o problemă majoră cu care se... Pac. Confruntă țara noastră și asta înseamnă resursele de apă. Din cauza schimbărilor climatice, a secetelor, a arșiților, resursele noastre de apă se micșorează. E nevoie de zeci de miliarde de euro pentru a construi magistrale, e nevoie de multe sute de milioane de euro pentru a împăduri țara și noi am început acest efort și pe apeducte și pe împădurirea țării. Pe mine mă interesează care este soluția dumneavoastră pe această problemă serioasă. Apa pentru cetățeni. Dar nu ajungem la întrebarea dumneavoastră. Eu am dreptul la replică. La întrebarea precedentă care dumneavoastră a răspuns. Băi, și haos.
Da. Da, da, și mergem azi. Atunci când eu am întrebat și am spus că guvernarea dumneavoastră nu ați făcut nimic, am greșit. Măi, el a avut pregătită asta și l-a dâns-o panicat că i-a luat momentul de replică când el a avut. De fapt, când am pus întrebarea cu că n-ați făcut nimic, de fapt am greșit. Ați făcut ceva. El avea asta pregătit, lui s-a părut asta un take bun. Că era, eu am pregătit un take. La mine era un take și voi l-ați... Puțin. Totuși ceva s-a realizat în timpul mandatului dumneavoastră. Avem un site care să ajute pe locuitorii din sate să caute lemne pentru foc. Opa. Se numește, știți cum, lemne.md. Sarcasmul pe seremie. Până de curând, aceasta funcționa doar în limba engleză. Ach, da, și Centrul Patriot în CASP a creat. Până foarte de curând, acesta funcționa în engleză. Acum amuzant e că, apropo, Andrei mi-a trimis, Vitalie Ieșanu e omul care a făcut, probabil, lemne.md și care, ups, urgent a trebuit să scaleze așa la lemne.md, nu știu ce înseamnă asta, pentru a arăta miilor de oameni care au început să-l acceseze că site-ul nu este în engleză, este doar în română și rusă. De ce a spus oare Stoianoglu un fals că site-ul este doar în engleză? De ce ai face chestia asta despre lemne.md? N-avei atâtea alte lucruri pe care... What? Și Andrei, am înțeles că eu scris și în privat și l-am întrebat, băi, dar a fost în engleză la început? Și omul mi-a spus, nu, băi, nu a fost niciodată în engleză. Asta e gata, te-ai realizat. Tu numai și-ai zis că îți continui și ai făcut ei bun. Aveți dreptate că țara noastră are mari probleme cu apa potabilă. Așa. Și nu numai pentru consum, dar și pentru și agricultură. Uite cum începe iarăși. Și eu sunt sigur că noi găsim bani, noi vom elabora un program de acțiuni care privede și livrarea. Eu sunt sigur că noi vom găsi bani, noi vom elabora un plan de acțiuni. Păi, da, noi este scopul să vii la dezbateri, sunt măcar să... Și inclusiv și pentru agricultură. Agricultura în Republica Moldova nu poate să fie dezvoltată fără irigare. De aceea noi propunem un program, am avut discuții cu specialiști în acest domeniu, atragem investiții și asigurăm agricultura cu apă necesară pentru irigare. Cum rezolvați problema? Găsim soluția și rezolvăm problema. Exact, eu n-am văzut asta, eu nu m-am uitat cu Andrei Bolocan, eu n-am văzut. Exact! Noastră vorbiți frumos, dar ceea ce spuneți noastră nu are nicio bază. Noastră ați făcut calcule ca să știți de câte zeci de miliarde de euro este... Bun, aici e tot o chestie de asta pe care îl prins, că nu, probabil nu poți ști toate rezolvările la soluție, sau cu toate că astea sunt niște probleme mari, da, adică la astea ai putea să știi rezolvarea, dar, băi, și vorghești, băi, o să facem. Sau zic că nu m-am interesat încă pe subiectul ăsta, poate. Este nevoie pentru irigare. Dumneavoastră ați făcut calcule pentru ca să știți de unde aduceți resursele de apă, pentru că resursele de apă sunt tot mai puține. E ușor să vii și să povestești aici. Dumneavoastră, de exemplu, nu ați susținut referendumul de integrare pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Asta înseamnă că dumneavoastră credeți că aderarea la UE trebuie amânată pentru mulți ani înainte. Din punctul meu de vedere, aderarea la UE ne permite să obținem resurse suplimentare ca să ne rezolvăm problema majoră care ține de resursele de apă. O, dar dumneavoastră un pavarot de argument. O să găsiți nu știu de unde zeci de miliarde de euro. De unde o să le luați, domnul Stoianoglu? Nici cei care vă susțin nu au banii ăștia ca să, și mai ales să vrea să le dea cetățenii. De unde mai scot că tu găsești? Unde? Eu sunt sigur că noi găsim bani. De unde? Sunt convins că să găsim bani. Și noi să-l credem pe cuvânt. Asta e fix Reana Tousatăi care vorbește cu Aristovici. Alexei, poveri mine. Поверь, я все сделаю. Алексей, не, все будет нормально. Алексей, поверь. Mai apa tare ușor de făcut. Două molecule hidrogen, una oxigen. Întrebare. Foc. Ce s-a întâmplat? Răspuns la care întrebare? Eu deja am răspuns la întrebare legată cu aprovizionarea apei. Da, că v-ați... Mai era? A treilea întrebare. S-a și întrebat. La ce? Eu am răspuns cu aprovizionarea apei. Da, ați și răspuns foarte bine. Majoritatea recunoaște contribuția dumneavoastră semnificativă la reputația internațională a Moldovei. Numărul incomparabil de vizite internaționale, atât din partea dumneavoastră, cât și dinspre alte țări în Moldova, este cu adevărat fără precedent. Totuși, fostul dumneavoastră coleg, Andrei Năstase, afirmă că în ultimii 4 ani, datoria externă a Moldovei a crescut de 4 ori, iar domnul Filat susține că investițiile în capital sunt cu 50% mai mici decât în 2014. Domnul Filat, deci nu statistici le spun. Nu statistici le spun. Domnul Filat spune și domnul Năstase spune. Nu statistici le spun. Domnul Filat și domnul Năstase. Dacă mai băga și domnul Cătălin Lungu spune, avea toți experți. Aici sursele lui Alexandru Stoianoglu. Filat, Năstase și sperăm în viitor Cătălin Lungu. Este această o realitate? Și de ce activitatea dumneavoastră internațională aduce doar efecte negative? Dar cum crezi cu această întrebare ai să poți ieși în vreun fel într-o imagine bună? Cum crezi chestia asta? Nu înțeleg. Cine l-a sfătuit pe domnul, cum ar zis și Zioma, consultanță lui Alexandru Stoianoglu, s-a gândit că ar putea merge în vreun fel ăsta? În fața omului căruia i-a dus minciuna, care știi sigur că știi să răspundă? Stoianoglu, dumneavoastră chiar nu puteți să consultați statisticile, să vă informați din surse credibile, datorie externă la PIB astăzi este exact la același nivel cum era în anul 2020. Și asta puteți verifica pe surse credibile, nu să mă credeți pe mine de cuvânt. Deci cum puteți să operați cu asemenea lucruri? Pe surse, pe statistici, că așa se lucrează.
Noi am reușit să aducem bani în țară? Noi am că eu tot nu știam, dacă îmi spuneai asta, eu tot nu știam. Eu am mai auzit-o, știu că e o mâncare la borș, dar nu știu exact care e faza. Verifică niște date. Reușit să pornim mai multe proiecte și sunt multe, cetățenii le cunosc, nu o să le amintesc aici. Despre investiții, să știți că am vorbit cu tare mulți investitori și mi-am dorit ca să vină mult mai multe investiții în Republica Moldova. Spunea doamna Maia, spunea și la noi pe stream asta. Știți ce îmi spun investitorii? Aveți un război la hotar. Noi trebuie să avem grijă de certitudinea investițiilor. Dar iar nu e o chestie evidentă. Eu, deci eu, Cătălin Lungu, în momentul de față, mă gândesc, băi, că eu îmi fac reparații în casă. Dar dacă câștig Stoianoglu și vin în Parlamentul Moldovei, proruși, care Emilianu Țicpasu s-a dezamăgit, și vin socialiști, șoriști, simplu parlamentul de ăștia, eu nu știu, eu n-am siguranța. Și fac eu casa mea, că eu vreau să repar și locul ăsta unde stau eu acum. Merită să repar, merită să investesc eu banii ăștia, sau mai gine să-i țin că nu știu ce fac cu bani, că nu știu dacă mai stau în țara asta. Cum ajunge asta la oameni că e un business, băi, tu când bagi într-o o investiție, tu vii și bagi într-o... Tu vrei să faci o firmă importantă, o fabrică, și vrei tu să faci? Cum faci când ai război la graniță, când nu ești în Uniunea Europeană, că tu parcă vrei și cu rusul? Care-i mai departe viziunea acelui om care vine aici? Cum nu văd aici, eu nu înțeleg. Și nu ca așa, dar ți-o spus așa de la Fujicura sau de la... nu țin minte de unde. Ți-o spus, ne ducem de aici că e război la graniță și voi n-aveți stabilitate. Ți-o spus în față. Și îmi spun, reveniți când intrați în Uniunea Europeană. Asta îmi spun, nouă tare ne place de voi. Moldova este o țară extraordinară și noi vrem să venim în Moldova. Dar o să ne simțim în siguranță, investițiile noastre o să fie în siguranță atunci când o să fiți în Uniunea Europeană. Sumitomo, da. Prin decizia dumneavoastră, prin îndemnul dumneavoastră ca oamenii să nu participe la referendum, ați arătat că nu vreți ca aceste lucruri să se întâmple, ca să putem să creștem investițiile, ca să putem să creăm mai multe locuri de muncă, ca să putem să creștem veniturile la buget. Da, măi, nu ți-e rușine să nu participi la referendum și să aduci asta, dar de ce nu aduci în țară investitori? Păi participă în mama mătii la referendum și ea și spune că vrei ca investitorii din Uniunea Europeană să vină la tine în țară. Spune asta, spune că putem face ceva cu asta. Și să putem să îmbunătățim condițiile de viață ale cetățenilor. Deci... Și apropo, pentru că ați amintit aici de posturi TV, domnule Stoianoglu, au fost închise posturile TV care promovau războiul. Și asta este important pentru că securitatea cetățenilor noștri este cea mai importantă și noi nu vrem... Da, democrație, păi dar cum facem cu democrație iarăși? Lucru pe care îl mai spun eu de ceva timp. Băi, ăștia scapă în capul nostru, se capă în democrația noastră, dar noi, dar cum să vorbim cu voi? Televiziunile, dar se poate, dacă vă rog frumos, un pic să nu arătați propaganda la televizor, dacă vă rugăm frumos, vă rugăm, nu puteți să ne înțelegeți, dar hai vă rog frumos, nu mai spuneți minciuni la televizor, hai vă rog frumos. S-a închis cenzura! Păi da, băi, dă-o în pana mea, dă-o în pit palașii măsă! Vrem ca cineva aici să promoveze agresiunea și războiul. Noi vrem pace, noi am reușit să menținem pacea în țara asta și de asta am făcut aceste lucruri. Dar dacă ziceți că cineva nu ne critică, uitați-vă la Gărtă, care mă critică de dimineață până seara și spune falsuri de dimineață până seara. Very good. Ce point. Înseamnă asta? Very good. Că point. Nu există libertate de expresie, există. Televiziune finanțată din banii locali din Găgăuzia. Care eu am pus. Atunci când dumneavoastră ați venit la guvernare în 2021, i-am vedere în totalmente și în parlament și în guvern, datoria de stat era de 78 de miliarde de lei. Dar la finele anului, conform bugetului, va fi 129 miliarde de lei, adică cu 50 de miliarde mai mult decât a fost. Aici fără comentarii. Acum, referitor la... Aici fără comentarii. Acuși comentează, doamna Maia, nu-i problemă. Posturile despre care dumneavoastră a spus că ei a promovat război. Cum eu țin minte toate licențele? În primul rând, a fost retras de o comisie care nu a avut nicio competență a retrage. Fără decizii instanțe judecătoresc. Și mai mult ca atât, atunci când a fost făcută, asta a fost făcută că retrasă că companiile ATC-au, adică pentru... Repet exemplul ăla cu când am fost în Riga și tot i-am întrebat despre asta, cum la voi se întâmplă cu canalele rusești, ce faceți voi? Vezi că, băi, nu, dacă există o minimă dovadă că aceste canale trăiesc din bani rusești, închis, gata, nu se discută. Și nu există la noi, cenzura, nu există, e bani din bani rusești, nu se poate așa, gata, tăiet. Trecut. Și... Domnule Stoianoglu, îmi pare rău că umblați cu falsurile. Acest fals cu datorie externă este promovat de cei care stau în spatele dumneavoastră și ar trebui să vă uitați la indicatori relevanți, pentru că a crescut produsul intern brut în perioada despre care ați vorbit dumneavoastră, de la 11 miliarde de dolari la 18 miliarde de dolari. Și respectiv, raportul care contează este raportul dintre datorie și produsul intern brut. Asta este... Exact! Înțeleg că... Trebuie să pun următoarea întrebare. Președintele are câteva atribuții importante. Și nu înțelegi, Andrei. Da, că tu spui că a crescut de la atâta la atâta datoriile, dar nu spui și cu produsul intern brut, când, în comparație cu ce a crescut? În comparație cu și cu PIB-ul Americii? Cum ți pare ție? Dar poate suma asta pe care ai spus-o tu e foarte neînsemnată, poate. Nu, el spune, a crescut cu 140 miliarde, dar poate el în mod rău, el trebuie să crească cu miliarde. Înțelegi ce spun? Spune, și nu cred că ei nu știu. Adică eu pot să cred că
Noglu nu știe, băi. Eu chiar pot să cred, da, eu chiar pot să cred că el se informează de pe Telegram, dar mă gândesc cu oamenii care l-au mai pregătit, că sigur au mai stat și cu un dodon la masă. Este garantul suveranității și integrității, numește judecători și este responsabil de politica externă. Acum pe partea de justiție... Știi ce e fain? Că Alexandru Stoianoglu a dat falsurile pe care le auzim în fiecare zi pe stradă și are dezmințirea de la prima sursă. Asta e foarte fain. Deci mi se pare că mai tare de asta e valoros acest live, această dezbatere a lor. Că dezminti falsuri de la prima sursă. Ne-am clarificat, nu ne facem iluzii. Am văzut ce ați făcut când erați procuror general. Întrebarea mea este pe politica externă. Cum, în calitate de președinte, o să stabiliți bună o relație bună cu Ucraina? Bună și asta. Mai puneți sunetele astea. Noi vom stabili și vom dezvolta relațiile bune de prietenie cu toții partenerii noștri de dezvoltare și, în primul rând, cu vicinii noștri, cu Ucraina, cu România, cu partenerii noștri de dezvoltare, Uniunea Europeană, Statele Unite, cum? Rusia, da. China. Cum? Da. China. Eu sunt sigur că noi găsim problemele comune cu Ucraina. Da, cum? Noi susținem Ucraina în războiul care sunt în timpul actual. Cum? Vrem niște... Cum facem? V-a întrebat cum facem? Pentru cetățenii Ucrainei ajutorul necesar umanitar. Aha. Și eu sunt sigur că da. Relațiile noastre atunci când eu să fie președinte cu Ucraina, va fi mai puternică decât în timpul actual. Dar de ce sunteți, acum o să faceți asta? Toate relațiile în timpul actual part un caracter numai declarativ. Eu nu am... Nu contează, hai, cum o faceți dumneavoastră? În afară de declarații militariste, referitor la războiul în Ucraina, nu am văzut nicio inițiativă legată cu pace, nicio inițiativă legată cu incitarea focului. Deci... Cum, măi, nene, Stoianoglu? Cum faci tu? Nu spune cum nu fac aici. Bun, nu fac aici. Cum faci, matale? Deci, noi promovăm platformele care se permite altfel să privim la războiul în Ucraina. Stabilim niște relații bune, niște relații bilaterale. Cum? Ce faci în sensul stabilirii unor relații bune? Și avantajoasă și pentru Ucraina și pentru Republica Moldova. Ce faci? Ce faci în contextul ăsta? Cum faci asta? Care sunt propunerile care ar face și avantajoși pentru Ucraina și pentru Moldova? Dar cum? Măi, la vivo, Zaslava, eu nu înțeleg. Ce spuneți? El să facă. Cum? Cum? Știi încă o chestie și mă mai ușide. Când văd oamenii ăștia care spun în spațiu public că, da, băi, dacă aș și eu, Natalia Morar, Ion Chicu, Alexandru Stoianoglu, care spun că eu aș face, băi, tu chiar atât de deștept te crezi tu și atât de incompetență să și ea din guvernare, că nimeni din așa nu s-a gândit la cum să facă asta și te gândești tu. Ion Chicu, de exemplu. Tu ești mozg, și așa și atât stau acolo, cum au zis și Valeria Făinescu. Oi, oameni buni, oi, creșteți oi, așa și ăștia. Ați facem noi. Băi, cum, tu crezi că nimeni nu se gândește, nimeni nu știa, nimeni nu a stat alaiba o zi acasă să gândească, băi, dar oi. Știi, el ați facă, cum? Ucraina și pentru Republica Moldova. Dar cum? Stoianoglu. Măi, la vivo, Zaslava, nu înțeleg. Ce spuneți? Cei de la Kiev știu că dumneavoastră sunteți omul Moscovei. În spatele dumneavoastră stă Dodon, care se exprimă prin țară Nașe Uje Readăm. Dumneavoastră, când ați ieșit, se va lansa... Nașe Uje Readăm. Asta e o chestie importantă. Nașe Uje Readăm. Cum dai tu mâna, Alexandru Stoianoglu? Știi logica gândurilor. Tu, Alexandru Stoianoglu, dai mâna cu Dodon, ca ei se susțin în campanie, deci tu ești bun, mulțumesc domn Dodon că mă susțineți în campania asta. Dodon, care spune Nașu Uje Readăm, referindu-se la ruși, în contextul războiului din Ucraina, tu spui că tu cu Ucraina o să găsești soluții de comunicare avantajoase pentru ambele părți. În timp ce omul care tu ai dat mâna în această campanie electorală spune că Nașu Uje Readăm. Mai eror de atât se poate? Sau și mă mai gândim eu. Asta cu el la Gheorghe Gonța, unde banul acesta? Cum vede el că liderii europeni sau țările europene, partenerii externi, o să vrea să colaboreze cu un președinte care spune noi de 23 de ani vorbim că bani, dar unde toată bana asta? Cum crede el sau cum credem noi poveștii că el o să fie luat în serios sau o să... Știi asta ca și cum eu, s-aș împrumuta în fiecare zi ții bani, să împrumut, ei, Cătălin, hai mai dă-mi telefonul frumos în 10 lei, na băi, hai mai dă-mi 15 lei, na băi, na. Și tu îți faci, îți cumperi un telefon, îți cumperi nu știu ce, și pe urmă tu spui că tot tu ieși undeva în interviu și spui că spune că Cătălin îmi dă bani, dar unde banii acesta? Apoi eu pe urmă mă uit la tine
Alexandru Stoianoglu. Și zic, băi, Alexandru, băi, păi tu chiar n-ai nici soviste? Cum adică eu ți-am dat bani în fiecare zi tot în împrumuție, eu îți dau, ți-ai cumpărat telefon, ți-ai cumpărat mașină, ți-ai făcut în fața porți curat, ți-ai cumpărat mașină de tuns iarbă, ți-ai dus copiii la școală din banii mei și tu am spui că unde banii asta? Păi băi nebunule, cum adică unde banii asta? La tine acolo iau, tu ți-ai făcut casă și copiii ți-ai dus la grădiniță. Și cum adică? Cum mai am eu o discuție cu Alexandru Stoianoglu atunci? Îi spun lui Alexandru Stoianoglu, hai, o zi bună cu dumneata, nu prea mai vreau să comunic, chiar n-ai obraz. N-ai obraz, că eu te ajut și tu n-ai... Înțelegeți logica? Cred că da, că nici nu-i foarte complicat să înțelegeți. Sați în campanie, nu ați găsit două cuvinte să spuneți despre atacul cu bombă asupra spitalului de copii, copii bolnavi de cancer, în care apropo erau și copii din Republica Moldova. Și dumneavoastră credeți că aceste lucruri vă face credibil ca să puteți să stabiliți o relație bună cu vecinul nostru Ucraina? Trebuie mai mult comeback-uri de astea. Eu zis o laudă mai Sandu? A patru întrebare. A patru întrebare. Prețuri, exod. În ultimul an, aproximativ 300.000 de oameni au părăsit Moldova. Așa. Se creează impresia că întregul proiect social al mai Sandu se reduce la un singur lucru. Dispariția completă a populației din Moldova și exodul întregii forțe de muncă, da. Atingerea lui în străinătate. Dispariția completă. În acest context, întrebare. Da. Ce ați realizat, doamna Sandu și guvernul? Știi, parcă aș vrea să trec peste asta, dar pe urmă să zic că nu. Dar de fapt trec, pentru diaspora și muncitorii. Reparația drumurilor, 700 de kilometri, 700 de kilometri de apeduct, 125 de kilometri de sisteme de canalizare, investițiile pe care le-am făcut în universități, 500 de milioane, investițiile pe care le-am făcut în sistemul de sănătate, 3 miliarde, după ani de zile în care nimeni nu a făcut nicio investiție în spitale, mai ales în spitalele raionale. Știu oamenii cum arătau ele. Noi am început acum să reparăm toate aceste lucruri și le facem pentru ca cei rămași acasă să se simtă bine și pentru ca o parte... E important și am mai spus încă și la interviu cu doamna Maia Sandu. Aparatul ăsta de, pe care l-ai adus tu de 899 de milioane de euro l-ai adus în Cahul. Eu de la Chișinău, dar și fac, băi, ăștia, băi, 4 ani de zile, ce-au făcut? Au adus un aparat de 899 milioane la Cahul. Ei, dar băi, și eu și trăiesc la Cahul. Bun, băi, dar, iau, ți-au făcut drumul spre Bender. Ei, dar eu trăiesc la Bender, în fiecare zi merg drumul și ăla. Na, nu merge, nu merge. Pentru că e mai ușor să iei 1000 de lei, ți-i dă în mână, e mai ușor să înțelegi asta, e că să-ți dai 1000 de lei. Adică, dar eu merg pe drumul și ăla, dar poate bun, nu merg pe drumul și ăla, dar merge altul. Dar eu și am din aparatul și ăla, din terapie intensivă, dar păi, dar dacă ai să ajungi vreodată, ei, dar, ai, este și... În cei plecați, să revină. Da, e nevoie să facem mai mult. E nevoie să îmbunătățim situația în toate domeniile, ca să vedem mai mulți moldoveni. Cealaltă le spuneți că ei nu au dreptul să voteze. Ei își repară casele aici. Ei revin aici și fac investiții în casele lor. N-au spus, într-adevăr, n-au spus că n-au Alexandru Stoianoglu n-au zis că n-are dreptul, n-au dreptul să voteze. O spus că ar fi greșit ca ei să ne decidă viitorul. Asta au spus. Deci poate fi interpretat și de partea lui Stoianoglu și de partea lui Maia Sandu. Ei vor să revină acasă. Ei sunt legați de țara asta. Ei trimit bani acasă ca să-și susțină familiile. Iar dumneavoastră le spuneți că cetățenii plecați nu trebuie să voteze pentru Moldova. Nu trebuie să decidă viitorul Moldovei. Și era bine dacă spunea doamna Maia Sandu asta, dacă spunea doamna Maia Sandu chestia asta, îl distruge. Dar o încurcat cuvântul ăsta, nu trebuie să voteze versus nu trebuie să decidă viitorul și... Atât de aproape. Bun, nu că ar fi făcut mare diferență, dar... De ce? Le interziceți un drept constituțional, care este scris în Constituție. Da. În primul rând, niciodată nu am declarat că cetățenii care sunt în străinătate nu are dreptul a vota în Republica Moldova. Asta e un fals din partea dumneavoastră. Acum... O găsit. Pățanul în sfârșit era... Eu nu asta am zis, eu nu... Un fals din partea dumneavoastră. Cifrele care dumneavoastră ați adus. Puteți aduceți... Multe cifre, dar oamenii nu au simțit cifrele, nu au simțit cifrele. Ia că asta e incredibil. Oamenii simțit? Oamenii nu simțit. Bine ați mărit salariile, dar oamenii simțit? Oamenii nu simțit. Bine a crescut, bine ați reparat drumul și spuneți cifre, dar simțit? N-a simțit. Păi dar ce să faci? Nesimțire în cazul ăsta. De asta eu spun, noi nu ne putem baza, mesaj pentru Alexandru Stoianoglu, noi nu ne putem baza pe experiența unui individ. Noi ne putem baza pe... Alexandru Stoianoglu nu a simțit schimbarea. Ne putem baza doar pe statistici, pentru că în cazul ăsta, dacă tu vorbești cu un român, unul care îți spune că nu, de când a venit Uniunea Europeană, o distrus tot. Și tu iei pe urmă un buchet de foi care spune cum stai la nivel de statistică. Drumuri atâtea făcute, autostrăzi atâta, bani în asta atâta, grădiniță atâta, școli atâta, universități atâta, business atâta, așa mai departe. Păi când spune nici un nene, că am fost și eu acum de curând în România, și un nene îmi spune că, bă, nu, moldoveni, bă, nu vă băgați cu Uniunea Europeană. Cea mai mare greșeală, cea mai mare greșeală.
Păi să-l ascult pe dânsul un timp și el, postul lui de muncă în Moldova, îi la vreo 3.000 de lei, el acolo faci 1.000 de euro, la noi e vreo 3.000 de lei. Dar el din Europa, bucurându-se de toate avantajele Uniunii Europene, românul, îmi spune cea mai mare greșeală, cea mai mare greșeală Uniunii Europene. Îmbrăcat frumos, la 4 aci era un... Nu pot să spun meseria, nu mă bag. Dar era îmbrăcat pentru meseria lui, la noi nu arată chiar așa. Meseria lui, la noi nu arată chiar așa. Meseria lui, la noi e vreo 3.000-4.000 de lei. El garantez că e vreo 1.000 de euro, undeva acolo. Nu vă trebuiască. Păi să-l cred pe dânsul că și... Păi s-au furat fabricile, Cătăline, bă, s-au furat fabricile. Păi tu spui despre fabrici, nu știu și... care nu nec, nu se întâmplă, care nu nec, aici au vândut românii și au făcut politicieni, au făcut, nu neg asta. Dar el românul stă cu salariul de 1.000 de euro pentru un job pe care îl face, aici e 3.000 de lei de fabricile. Masonii, bă, Cătălin, sunt interese mari, globale, Cătăline. Taci, băi, omule, băi, taci, băi, omule, tu... Nu s-a schimbat viața spre bine. Acum despre... Nu s-a schimbat viața spre bine. La Alexandru Stoianoglu, poate. Da, la fica... Cetățenii noștri în străinătate, diaspora. Diaspora noastră nu mai poate participa la programul de ipotecă prima casă. Ei nu mai pot cheltui liber banii câștigați în străinătate. Acum ei trebuie să demonstreze proveniența lor. Diaspora din Rusia este lipsită de dreptul de a trimite diaspora din Rusia, măi. El la diaspora din Rusia își face griji, da, ok, dar make sense. Aceasta sunt doar câteva exemple are grijă dumneavoastră. Nu înțeleg. Băi, așa o discuție paralelă. De ce? O remarcă aici. Da, pentru că... De ce? Pentru că Alexandru Stoianoglu, dacă îmi spuneți că-s părtinitor, ok. Mie mi se pare că Maia Sandu răspunde la întrebări. Mie mi se pare că Alexandru Stoianoglu nu răspunde efectiv la întrebări. El și răspunsurile le citește de pe foaie. Pentru că el nu citește răspunsuri. El aduce niște date pe care le-a pregătit, intuind că am și azi zic Maia Sandu despre el, știindu-și rahaturile și știi ce să răspund. E adevărat că trebuie simplificată legislația cu privire la transferul banilor. Această legislație a fost făcută mai riguros ca să împiedice venirea banilor lui Șor în țară. Da, e o chestie pe care trebuiau să o fac în momentul în care Șor băga la greu bani în Moldova. Și atunci, da, trebuie să fac cu proveniența banilor ca să știi clar că nu vin niște bani ilegale în Moldova ca să destabilizeze țara. Dar, spune doamna Maia mai departe... Dar vedem că asta nu a funcționat. De aceea, guvernarea va revedea legislația și va face mai simplă situația transferurilor oamenilor care muncesc cinstit. A doua întrebare pe politica externă este despre relația cu România. Dumneavoastră sunteți cetățean român, dar sunteți susținut de un partid care este care sperie moldovenii cu România. Cum credeți dumneavoastră că puteți să construiți o relație unde cu... drop the mic și ăla ca de la român la român? Cu vecinul nostru cel mai important, România. Aveți dreptate că România este cel mai important partener Republicii Moldova. Bun, ne-am înțeles. Și din punct de vedere relațiile bilaterale, da. Și din punct de vedere promovarea vectorului aspirației noastre pro-europeane. Da, cum și faci? Vă garantez că relațiile cu România nu numai va îmbunătăți, dar va întări în toate domeniile de activitate. Da, cum? Ați făcut atâtea declarații despre relațiile noastre cu România. Da. Într-adevăr, statul românesc a acordat un sprijin în cele mai situație necomplicată pentru țara noastră. Da. În același timp, practic, cu România nu am realizat niciun proiect investițional regional care ar putea apropia Republica Moldova la Uniunea Europeană. Să lucrează. Să spunem despre faptul că numai săptămâna mai trecut, nu, vă două săptămâni în urmă, ne-au dat românii 100.000 de cărți fizice și 100.000 de cărți electronice. Și aici știu eu, pe care am fost în Piața Mare Națională. Au venit 10 furi. Spun așa, la prima mână pe care le-am văzut eu. Stoianoglu, el nu știe despre asta. Ok. Azi, băi, la linie eu deja am văzut așa un exemplu de 30 de ani. Se lucrează la... Na, știi Andrei Bolocan, că el e metocelar. Se lucrează la linie de electricitate, se lucrează la... Așa. Sau mai mult decât 20 de ani. Vorbim despre relațiile bune cu România și până acum nu am construit un drum direct, un tren, până de la Chișinău. Întrebarea, hai să notăm, întrebarea a fost cum faci tu, cum ai să faci tu? Ok, să memorizăm și asta. Până la București. Deci, haidem, lăsăm declarațiile aparte. Și trecem la realizări concrete. Păi care sunt realizările concrete pe care să le faci, măi, Alexandru Stoianoglu? Sunt concret. Cine a schimbat? Domnul Alexandru Stoianoglu. Poate să fie persoana care promovează deciziile și acțiunea care va întări relațiile și la nivel bilateral și la nivel regional. Cum? Da. Eu cred că este o ofensă adusă la adresa oamenilor din România, la adresa României, să spuneți că nu avem proiecte importante. Noastră nu vreți să cunoașteți despre toate proiectele importante pe care le avem. Construcție de poduri, reparație de grădinițe, finanțarea unor proiecte din programul Satul European, obiecte culturale, cumpărare de autobuze și multe, multe alte lucruri pe care le face România. Da. Nu mai zic deja de ajutorul pe care l-am primit în momentul în care Rusia ne-a șantajat cu livrarea de gaze. Dar, așa, pe între doi români.
în momentul în care Rusia ne-a șantajat cu livrarea de gaze. Dar, așa, ca între doi români, dumneavoastră chiar credeți că România o să sprijine omul Moscovei? Da, da. Nu știu dacă a fost... E un drop de mic într-o discuție, cum spun, inteligentă. E un drop de mic inteligent. Simplu, simplist, dar inteligent. Nu știu cât de asta au avut la oameni care nu o suport pe Maia Sandu, știi? Adică pentru noi care o apreciem sau avem aceleași valori cu Maia Sandu, apreciem și acest drop de mic bun. Nu știu dacă îl apreciază toată lumea, dacă înțelegeți. Și o să continue să facă asemenea investiții, așa cum a făcut până acum. El scrie! De asta, eu zic să fiți sinceri cu cetățenii, wow, și să nu le spuneți povești cu zmei. Da. Wow! Wow! Arde! Da. A cincea întrebare. Afirmați că este timpul să renunțați la mânușile albe și să abandonați principiile europene pentru a vă menține la putere. Am văzut chestia asta, apropo, pentru că trebuie discutat chestia asta. Am văzut această, o spus Igor Grosu, că probabil după, sau hai să ascultăm că cu așa să răspundă. Vorbiți deschis despre represalii inevitabile potriva opoziției în cazul unei victorii. Întrebarea este, ce considerați dumneavoastră ca fiind practica europeană? Este atunci când prim-ministrul amenință judecătorii, iar toată puterea de stat aparține unor comisii excepționale, care în lipsă unui proces judiciar decide sancționarea și retragerea licențelor mass media. Întrebare. Numiți măcar o țară, Uniunea Europeană, în care Consiliul pentru Investiții interzice canalele de televiziune. Și avem încă 10 secunde, eu răspund la întrebările. Dumneavoastră, 3 ani, deja în toată lumea, mă numiți că eu sunt omul Kremlinului. De asta, dumneavoastră, ați... Domnule Stoianoglu, eu chiar cred că dumneavoastră nu știți cine stă în spatele dumneavoastră. Eu cred asta sincer. Și eu vreau să vă întreb... E cam greu să... Crede Maia Sandu că nu știe Alexandru Stoianoglu că când canalele de Telegram Shore spune votăm Stoianoglu? Chiar? Și nu știi Stoianoglu? Dar dacă n-ar ști, dacă Stoianoglu n-ar ști, n-ar condamna aceste fraude în masă? Nu le-ar condamna, dacă n-ar ști. Deci nu cred că nu știi. Numiți o țară europeană unde... She was being nice, da, cred. Se aduc bani și se cumpără voturile cetățenilor. Votul suveran al cetățeanului. Despre ce democrație vorbiți dumneavoastră? Așa arată democrația dumneavoastră? Asta e, da. Ceea ce încerc și eu să spun acum, că am și comentarii de acum care îmi spun, Cătălin, dar nu-i bine să le spunem la rușine celor care își vând votul. Totuși, nu-i frumos. Nu-i... Băi, eu sunt de acord că nu-i bine să le spunem... Nu că nu-i bine, e de condamnat să le spui să faceți cancer și e imbecil să spui așa ceva. Dar eu cred că putem să facem un apel la un simț primitiv de rușine, de băi, omule, nu vin, de băi, că e rușinos. Pentru că eu înțeleg, civilizat ar fi să nu facem asta, civilizat ar fi, măi, om bun. Hai să ne înțelegem, te rog frumos, nu-ți vinde votul, pentru că țara asta vrea să știe viitorul pe bune cum e. Ar fi bun o discuție civilizată, dar nu poți în contextul în care ei se c**ă în democrație. Și asta e și discuția aici. Când cine are bani mulți vine și cumpără voturile cetățenilor, noastră credeți că așa se poate ajunge într-o funcție publică? Noi vorbim acum despre apărarea democrației noastre, pentru că noi în 30 și ceva de ani am putut să avem alegeri libere și cetățenii au putut să decidă. Ce vedem noi acum? Bun, și atunci se făceau, doar că făceau și ei de la putere de obicei... De obicei Dodon fraudaș cu ăsta, cu Voronin fraudau. Pe facts apărute la știri, pe timpul lor. Pe timpul lor apăreau. Noi vedem o situație când o grupare cu bani mari vine peste Republica Moldova și cumpără într-o dimensiune foarte mare votul cetățenilor. Nu mai vorbim pe cetățenii ăștia, au fost sărăciți tot de cei care acum atentează la votul lor. Care este democrația? Dumneavoastră credeți că este bine că judecătorii și procurorii, unii dintre ei, stau și se uită cum țara este trădată și nu acționează, cum votul cetățeanului este furat? Cine trebuie să decide pentru Moldova? Cine are banii sau trebuie să decide cetățeanul? Și justiția este acolo ca să apere democrația, legea și să apere votul cetățeanului. Și atunci când justiția nu-și face treaba, noi nu putem să stăm și să admirăm ce se întâmplă. Noi avem obligația să găsim soluții. Soluții democratice, legale, dar diferite de cele pe care le-am făcut până acum. Reforma noastră s-a pornit. Sistemul se curăță, dar prea încet. Și de asta se folosesc forțele străinii Republicii Moldova. Ca până ajungem noi la finalul acestei reforme, să vină și să ne atace democrația. De asta o să facem alt fel de reformă după alegeri. Și o să o facem în consultare cu toată societatea. Eu înțeleg ce spune Alexandru Stoianoglu. Clar, băgat, pentru că, repet, acest discurs veșnic... Maia Sandu are tot puterea.
deși nu faci, nu îi se închiși teți, nu faci regulă, aceiași oameni de foarte multe ori, Maia Sandu închide televiziunile care fac propagandă, păi și cu cenzura asta în țară, păi ce vrem de la guvernarea asta? Și acum, Maia Sandu trebuie să facă reforma justiției. Reforma justiției, Comisia de la Veneția îți spune să o faci într-un fel. Tu trebuie să mergi, pe, dacă vrem, pe cale democratică, pe cale democratică de asta, ca țările, ca elvețienii, băi. Noi vrem ca elvețienii și facem pe cale democratică. Vin oameni și spun că, oi, haide, oi, cu toată puterea în stat voi face comisii de la Veneția. Se încalcă ceva din recomandările comisiei de la Veneția, oi, dar voi chiar pe bispridelul, oi, pe bispridelul faceți. Îi fix asta. Și eu credem că eu nu înțeleg, dar pe urmă am vorbit cu niște oameni care mi-ai pricep. Eu credem că zic, băi, poate nu înțeleg eu ceva. Că mă întreabă taxistul pe mine, de ce aici ăștia nu schimbă, că au tot puterea în țară și nu pot încă să facă, să-l aresteze pe Stoianoglu versus așiași oameni din același taximetrist care îmi spune că, oi, Cătălin, dar să închize televiziuni, dar și eu trăim vremea lui Placa. Fix. Și da, probabil ar trebui, na, să se, nu știu, eu nu știu cum. Dar având în vedere și asta a lui Emil, a lui Emilian, că dezamăgirea în pas, că, da, bine, ce vrei. Dar dacă a să intri mai cu chișoarele peste justiție, n-a să iasă oare cineva așa să spună că, stop, ce-i cu această cenzură? Sau Natalia Morari, la bază, Natalia Morari, care spune că, spune ex, o închis televiziunile, cenzura, ce-i cu cenzura? Natalia Morari, care chiar azi am văzut, au tot puterea și nu fac nic. Natalia Morari, un om care are două retorici diferite, ambele prind. În cap oamenilor nu intră că ele sunt contrare. Deci tu ce, cum vrei? Facem pașfițari, schii încetișor, frumos, faci mai rău? Sau vrei să închidem televiziunile atunci când ele spun minșuni? Pe căi democratice, evident, coordonate, Că nici dumneavoastră, nici echipa dumneavoastră nu știți să aplicați nici legile, nici instituțiile statului, nici democrație, nici Constituția Republicii Moldova. Da. În asemenea condiții. Ați făcut lucruri bune, dar nu știți nic. Orice funcționar sau oligarh poate abuza de democrație, libertățile și de alegerea noastră pentru a tare situație, dar voi purtați vina. Domnule Stoianoglu, eu zic să-i întrebați pe cetățeni și eu să vă spună unde văd ei cea mai mare nedreptate. Nedreptatea cea mai mare este că nu au fost sancționați hoții și acum acești hoți atacă voturile cetățenilor. Nu știu dacă, eu cred că dacă această dezamăgire e foarte tare alimentată de propagandă, că îi întrebi pe oameni, și vrei, băi, că te duci la om, și vrei tu, om bun, de ce ești dezamăgit de pas? Că nu l-au arestat pișor. Oare e sincer? Oare asta e ceea ce îl deranjează de fapt că nu l-a arestat pișor? Oare când a să-l aresteze pișor? Și a zic atunci, oh, Maia Sandu, regina! Ce îi zici atunci? Că nu cred că asta e. Eu cred că e o propagandă constantă care îți spune nu ești mulțumit, ești dezamăgit. Că eu nu știu, băi, nici salariul la teatru, care și așa e, teatru municipal, la mine salariul s-a mărit, acum, în ultimii 4 ani, s-a mărit salariul destul de binișor, în ultimii 2 ani. Dragi cetățeni, președintele este slujitorul poporului. Puterea reală a poporului și duminica viitoare dumneavoastră aveți toată puterea de a decide cum vreți să trăiți. Oamenii mereu aleg bine pentru ei. Hoții nu pot câștiga alegerile altfel decât prin furt. În aceste alegeri, atacul asupra democrației este masiv. Avem dovezi, mărturii, le-a văzut toată țara. Moldova este o țară mică. Creu, trebuie să ne facem proști ca să nu le vedem, ca să nu le luăm în calcul, ca să nu le validăm. Bineînțeles, sunt în acele, am înțeles că și în acele liste sunt și oameni decedați, am înțeles că sunt oameni care apar, care spun, băi, dar și eu sunt în lista asta, nu înțeleg de ce, eu n-am nicio treabă. Da, dar s-au făcut teste de oameni pe care îi cunosc, deci eu am încredere, voi puteți să aveți încredere în mine, dacă vreți sau dacă nu. Oameni care au sunat la numerele astea de telefon și, într-adevăr, s-au dat drept reprezentanții ai partidului. Ușor și oamenii discută. Da, da, am votat cum trebuie, da. Deci nu-i ceva random. Când n-aveai să găsești ceva random, așa, niște liste random unde chiar suni la un număr de telefon și chiar el. De proporții nu poate fi ascuns. Oamenii vorbesc peste tot. Doar domnul Stoianoglu nu a văzut acest lucru. Da. Sunt multe lucruri despre care domnul Stoianoglu nu știe. Nu știe că a fost, ce a fost în sacoșa transmisă de plahotnicul lui Dodon, nu știe ce a încălcat, ce lege a încălcat Platon în spălările de bani, nu știe dacă în Moldova în aceste alegeri s-au cumpărat voturi și pentru cine s-au cumpărat voturi. Eu mă adresez către toți cetățenii care au răspunsuri la aceste întrebări. Alegerile care vin sunt despre cum vom trăi fiecare dintre noi, despre familia noastră, despre țara noastră. Propunerea mea pentru voi este să-mi permiteți să continui să
păstrez pacea, să aduc bani pentru dezvoltare și să continuăm împreună calea noastră europeană, să continuăm proiectele de dezvoltare și să continuăm lupta pentru un stat de drept adevărat, așa cum scrie în Constituție. Țara noastră are o șansă reală să devină parte din Europa. E o șansă istorică și cuiva tare nu-i place acest lucru. Dar decizia nu este a lor. Cuiva tare nu-i place. Este decizia moldovenilor. Oamenii cinstiți trebuie să trăiască bine acasă. Eu am toată încrederea în înțelepciunea și decizia dumneavoastră. Hai, ultimul cuvânt al Alexandru Stoianoglu. E persoana care a adoptat de mult modelul integrării europene. El de mult a adoptat, măi, cum a pus-o și în început, și în sfârșit, el a adoptat modelul integrării europene, voi n-ați observat? Sistem personal de valori, sunt pregătit să respect supremația legii. Sistem personal. Să apăr principiul dreptății, imparțialitate. Ce scrii, măi, Andrei, măi? Păi este într-adevăr cât o scris el. Dar pentru ce le scrie? Fac un video ceva. Servesc interesele majorității. Nu am nimic de adăugat, în afară de un singur lucru. E timpul că este principii, ca aceste principii, să obține victoria în Moldova. Cu toții suntem interesați de acest lucru. Și încă un moment foarte important. Da. Doamna președinte, că toată lumea mă înțelege. Eu sincer cred, я искренне верю, что 4 года тому назад, когда вы стали президентом, я в это и тогда верил. У вас были добрые и хорошие намерения. Вы действительно хотели что-то поменять в стране. Я еще раз говорю, я об этом искренне верю. Но, к сожалению, вам этого не удалось сделать. И я как человек, как гражданин... Да принчай, то я вот тут дискуссию, он дебейт ку фемея аста, в каре путяй са не арэц, кум я но факут тряба. Ту путяй са фач аста. Най факут. Вас понимаю. Потому что президент это не только права, президент это прежде всего бремя и ответственность. Вы не справились с этим временем. Я вас в этом не хочу винить. Да ты че испуст? Ты не рада, так я справилась. Ты че испуст? Жумат, ты что, Александр? Сменщунь. Липса де коллаборари ку Румыния. Де че Украина? Де че не малатурат санкционлор? Де че сырощит цара? Потому что это характерно каждому человеку. Каждому? Вы не должны этого стесняться и бояться. Самое что одновременно, как человек, вы должны уметь признавать свои ошибки. Поэтому давайте доведем эту кампанию честно. Давайте сохраним гражданский мир в нашей стране. Давайте сделаем все, что после нас, независимо от того, кто будет президентом, люди нас помнили и вспоминали нас хорошим словом. Вымут сами смолт. Сама есть реплика. Гада. Дали макар 10 секунд, дела ревидери, нам ты буны. Что со мной? Ну, каичи фэра модератор. Интересант тот шаста фэра модератор. Нет, что со мной? Вау, вау. Кандидати ла алегер президенциале дин 3 ноембрия. Poate nu știeți, domnule. Măi, cum își pune? Uite-l dâns, măi, dacă e un tocilar. Măi, băi, bravo, Andrei, bravo. Uite, măi, el își pune burtiere, își pune. Nică viitoare la vot, noui pavarot, nici așteaptă vot. Deja pe seama voastră pe cine alegem. Vă mulțumesc că ați fost alături, am urmărit împreună aceste dezbateri. Dacă aveți o leac de timp, eu aș trece prin niște notițe, concluzii, dacă vreți să putem împreună. Niște notițe? Da, mama e de viață. Niște notițe. Da, măi, da. Alexandru, păi, ce să zic, din punctul meu de vedere, într-adevăr, detașat Maia Sandu a câștigat, pentru că, știu că, foarte, foarte simplu, foarte simplu, adică Alexandru o aruncat o tonă de fake-uri în față cu omul care poate să le dezmintă la prima mână, adică la prima mână. Băi, înțeleg să te întâlnești cu un purtător de cuvânt al Maia Sandu. Nu, te întâlni cu Maia Sandu și pui minșuni despre... Bun, nu despre ea neapărat. Spui minșuni și la prima mână să-l dezmint. Și dovadă că, uite, Maia Sandu ce a spus, au avut două momente în care Alexandru a spus că nu e adevărat. În care, ca și cum discuția și ei despre Voronin nu a existat, cei ce eu acolo, scuzați-mă, eu cred că a existat discuția și ei foarte asemănătoare, poate nu e exact așa. Și a doua, când a spus despre asta că Alexandru, de fapt, într-o emisiune că n-ar trebui diaspora să ne decidă viitorul și Maia Sandu o interpretat-o n-ar trebui diaspora să voteze. Ceea ce e un pic de diferență de interpretare, într-adevăr. Nu un pic, poate chiar mai mult, dar pot să-i dau dreptate lui Alexandru aici. Și dacă Maia Sandu își aducea aminte exact cuvintele lui Alexandru, era foarte bine. Da, ce să zic? Asta e. Gata. Noapte bună, vă pup, vă iubesc, vă respect. Ceau, ceau, ceau.